Bun găsit, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Cafeaua de sâmbătă dimineața. Într-adevăr, toamna și-a intrat în drepturi, avem o vreme mohorâtă. Să sperăm însă că nu va ține așa până la sfârșitul toamnei. Alături de mine au sosit invitații. Primul invitat este Mihai Cilibiu, inspector în cadrul ANCPI, de fapt corpul de control al ANCPI și copreședinte UNPR Dolj. Bine ați venit, domnule Cilibiu. Sărbămâine și bine v-am regăsit pe dumneavoastră și pe telespectatori. Să sperăm că, așa cum vorbește, cum spune vorba românească, toamna se numără bucatele. Să sperăm că vom avea ce număra. Să sperăm că vom avea ce număra, dar știți care este problema? Că este prima dată când veniți la mine la cafeaua de sâmbătă dimineața la LGTV, da, într-o altă casă, practic, și când m-am pregătit și eu cu codul violet, eu știți cum? Ați venit cu floroșii. Păi, acum știți dumneavoastră, dacă... fuziunea a avut loc. Eu am vrut să vă obișnuiesc că acum violetul va fi mai mult sau mai puțin prezent. Nu. Nu stați să le spunem telespectatorilor despre ce este vorba. Prima dată când a venit domnul Mihai Cilibiu la mine în calitate de consilier local din partea PPDD-ului, nu mai știu, cred că era foarte frig sau tot la fel ploua, a zis, domnule, ăștia din politică au politizat tot, inclusiv codurile meteo, da? Roșu al PSD-ului, galben al PNL-ului, portocaliu al PDL-ului și violet. Și am zis atunci să avem o climă mediteraneană așa cu violet. Eu mi-am ales acum, i-aș juca pe colegi să dea, bun. Nu știu dacă se vede, cu violet gașpou, da? Și ați venit cu floroșii. Oricum, mulțumesc foarte mult pentru flori. Bine. Dar ce ți-am aminte că acea vreme mohorâtă care fusese până la emisiunea noastră, așa, tocmai se anunța că se îndreaptă și că va fi frumoasă. A, și a spus că va fi violet codul. Da, exact, va fi cod violet de vreme frumoasă. Trebuie să recunosc că în perioada cât am fost la PPD, sufletul meu sau culoarea violet a pătruns profund și am simțit că oamenii... Dar sunteți recunoscător PPDD-ului, pentru că PPDD-ul v-a profund, propulsat în spațiul public. Dar nu numai PPDD-ului și activitatea pe care am desfășurat-o alături de colegii din PPDD, care în proporție de 99% au continuat drumul alături de UNPR și continuă cu noi, pentru mine a fost cel mai frumos mod de a face ucenicie în politică. Dar pentru că nu mă consider avea... un mare politician, să știți. Chiar dacă... nu vă considerați, dar fără politică nu erați aici. Haideți să spunem lucrurilor pe nume. M-a ajutat foarte mult să descoper tainele politicii, să înțeleg mecanismele și fenomenul politic local și național. Iar în momentul de față, iată, suntem la UNPR, un partid serios, un partid curajos, un partid care își face datoria față de țară. Așa spun cei care au înființat UNPR-ul, că la un moment dat erați dușman de moarte cu cei de la UNPR. Singura dezamăgire care am avut-o față de UNPR și în general față de clasa politică a fost acea implementare a legii sau nesoluționarea problemei traseismului. Care în continuare există. Există și din păcate dacă am văzut că toată clasa politică, de la cel mai puternic partid PSD-ul, PNL, PDL, toți, absolut toți, nu vor să facă ceva în acest sens, probabil că au motivele dumnealor pentru care nu ia atitudine și atitudine înseamnă să modifice legea, nu la altceva mă refer. Asta ar fi singura soluție până la urmă, nu? Atunci, inevitabil, te adaptezi la situația din teren. Știți dar cum nu e corect. Pentru nu că eu spun atunci în când veniți în campanie electorală avem impresia că rupeți, că spargeți munții, că ceea ce spuneți este așa veți este realiza în secunda a doi. După nu, care toată lumea zice, dom'le, păi dacă am intrat aici și așa e peste tot, hai să fac și eu ca ei. Eu în continuare susțin că nu este ok cu traseismul. Și sunt unul dintre consilierii care a avut oportunitatea și posibilitatea pe ordinața 55 să plece la alt partid, la UNPR, la PSD, la PNL, oriunde puteam să plec. N-am făcut-o. Și cred că asta vorbește foarte mult de structura mea ca om. Păi știți de ce n-ați făcut-o? N-ați făcut-o pentru că dumneavoastră, după ce ați fost numit consilier local, și cred că asta e logica oricărui politician, da? Ați avut posibilitatea să primiți și o funcție destul de importantă ca director al Oficiului pentru Cadastru și Publicitate, da? Probabil, dacă vi se spunea, măi Mihai, numai dacă treci la partidul nostru o să primești funcția asta, treceați și dumneavoastră cu ochii închiși cum trec ceilalți. Ce vă face să credeți că nu mi s-a sugerat? Acum, vi s-a sugerat să vă duceți la partidul de guvernământ, da? Unii mi-au sugerat că se află la guvernare, alții că vor veni la guvernare, deci toți în perioada aia... Promiteau marea cu sarea, bun? Nu vreau să fiu lipsit de modestie, dar în perioada aia era mai curtat decât o domnișoară la... Măritat. La înainte de măritat.
n-am avut o problemă în a discuta cu toți și a rămâne în relații amiabile cu toți. Să nu spuneți că erați mai curtat decât doamna Simona Moise, care a ajuns perfect din partea UNPR-ului. Știți că a fost la mine la emisiune, da. Dar în momentul în care a venit la mine la emisiune, toată presa și în general, știți, pe surse, dar o suspecta pe doamna Simona că va ajunge vicepreședintele Consiliului Județean. Chiar eu am întrebat în emisiune foarte clar și concis. Și dânsa, ca orice politician, elegant a spus că deocamdată se așteaptă. Nici n-ar fi fost un lucru anormal ca un EPR-ul să aibă un post de vicepreședinte Consiliului Județean și cu atât mai mult acum când a existat posibilitatea ca postul de subprefect să fie ocupat de ori de cineva la PSD, ori de cineva la UNPR. Iată că de ieri, alaltă, de săptămâna asta s-a făcut, să spunem așa, cât de cât dreptate. UNPR-ul a primit un post de subprefect. Este mai dreptate mult decât... în ce sens? Echitate. Adică, bun, suntem la guvernare, dar la nivel de Dolj, chiar dacă... Păi câți consilieri județeni sunt? Sunt 4 de la UNPR, sunt 7 consilieri locali și acum prin vene 8 consilieri locali, viceprimari. Deci, UNPR-ul a avut o cotă... Bine. A, prin faptul că au fuzionat cu cei de la PPDD, da? S-a mărit... Și prin faptul că am fuzionat, da? Și aveați consilieri județeni? Aveam și consilieri județeni, acum... Stați, de fapt, sunt 5 consilieri județeni acum de la UNPR. Acum sunt 5 consilieri județeni. Sunt 5 consilieri, plus 2 independenți care au rămas destul de independenți, da. Așa. Avem și la Consiliul Local, majoritatea se face tot cu UNPR-ul la Craiova. Avem peste 120 de consilieri locali în județ, primari, viceprimari foarte mulți. Iată, UNPR-ul până la urmă este o structură politică bine închegată. Dojul este unul din județele vizibile și active și puternice. Și atunci nu mi se părea ok să UNPR-ul doar să sprijine... Bun, și dumneavoastră să spuneți că s-a făcut dreptate în sensul că a primit o funcție, să zicem, sau un post pentru, pentru administrație, mai precis pe postul de subprefect a venit doamna Simona Moise. Spuneți-mi, ca și copreședinte al UNPR, mă gândesc că atunci când fuzionează un partid, da. Cei care sunt la vârf negociază foarte tare, negociază posturi, negociază campania electorală, ce primesc. Ce ați negociat la schimb? Să știți că nu a fost funcția de inspector în cadrul corpului de control al NCPI. Nu a fost negociată, că eu aveam dinainte. Bine, erați director la Craiova. Nu, când s-a făcut fuziunea, eram inspector la corpul de control. Director am fost acum 7 luni de zile, mult înainte de fuziune. Am avut Doamnă Cilibiu, mult înainte de fuziune. Dar știați că veți fuziona cu un EPR-ul, dar nu vi s-a spus așa peste noapte, haideți să fuzionăm. Doamna, să știți, chiar nu știam. Am avut, dacă vă aduceți aminte, duminica înainte de fuziune, am avut aici reuniunea în conferința regională cu 400 de oameni. Și toți mergeam în ideea că vom continua. Dacă nu era întâlnirea de luni dimineață de la ora 9, când a fost o întâlnire foarte categorică, tranșantă și la obiect, ce între facem? Între cine și cine? În prima fază a fost între domnul general Oprea și doamna președinte Simona Mân. Da. După care ne-am reunit tot Biroul Național de Conducere, de fapt forul care a decis fuziunea și ne-am gândit ce facem. A fost o decizie de o jumătate de... Predestinate doamnele care partenerele Simona, adică... Simona Halep, Simona Mân, Simona... Da, 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 doamna Halep este... Simona. De la doamna... Dănșoara Halep este sportivă, să da, nu o băgăm în aceeași oară. Tot da. O Simonă de succes. Da, vorbeam de Simone și de Mone din politică. A mai fost și doamna Mona Muscă și multe doamne. Bun, cum ziceți dumneavoastră. Eu, bun. În momentul de față, consider că... Deci s-au întâlnit și au stabilit că se face această fuziune și ați fost de acord cu ea, fără să comentați, fără să spuneți, domnule... Am analizat-o pe toate părțile, că până la urmă un partid de la 68 de parlamentari să ajungă la 2 parlamentari sau de la 15% rezultate în sondaje să ajungi la 1% sau la 2%, nu e confortabil, credeți-mă, și te gândești ce faci. E ca și un business. Dacă ești în pragul falimentului, ce faci? Continui în continuare să investești, să crezi tu că îți mergi afaceri. Dumneavoastră gândeați așa prin prisma afacerilor private din care ați venit, nu? Dar ca politician, dacă stai și analizezi la rece, un partid întotdeauna când este în pragul prăbușirii trebuie să găsească o soluție. Și pe PDD-ul trebuie să fim realiști. Și n-ați apucat să negociați niciun post, niciun loc, nimic? Mai ales că mai puțin și vine campania electorală? Au fost discuții. Nu trebuiau neapărat negociate punctual anumite posturi. Cu toții cei liderii naționali, liderii județeni ai PPDD-ului, își păstrează funcțiile pe care le au, plus
vor conta și vor fi foarte, se va ține cont de, până la urmă, și listele nu se vor face neapărat pe negocieri. Eu am un principiu. De ce la județul Gorj sau la Dolj să nu fie propus pe listă cel care este cel mai bine în sondaje? De ce să nu fie propus cel care are rezultate în administrație, rezultate, e cunoscut, are notorietate? Nu trebuie neapărat să mergem pe principiul, domnule, dacă a venit la PPL trebuie să fie neapărat moț. Nu. Să aibă bine, și... dumneavoastră acum povestiți sau spuneți lucrul ăsta din postura faptului că pe piață, da, a ajuns un sondaj de opinie și aveți un procent foarte bun. Nu știu dacă acest sondaj este real sau nu și de cine este comandat. Poate ne dezvăluiți mai mult. Că dacă nu ați fi probabil foarte bine cotat în aceste sondaje, aș spune, da, stai puțin, eu vin în partidul ăsta, vin cu oamenii mei, cu structurile mele, vreau și eu un post de vicepreședinte de Consiliu Județean sau de subprefect sau de prefect. Da, vă dau un exemplu. Da. Să știți că munca depusă la PPDD pe care vreau să o depun în continuare alături de colegii la UNPR, nu înseamnă că peste noapte te aștepți să se întâmple minuni. Eu, în situația în care ajunsese PPDD-ul, eram conștient că prea mult nu mai ai ce face, pentru că pe scena politică, cu Dan Diaconescu liber și cu OTV-ul închis, am luat 3% la europarlamentare cu el, cap de listă și 4% la... Bun, și acum e închis și unul și altul, da. Eu acum sunt închis amândouă, da? Subiectele, să zic așa, la modul general. Logic, un om politic care nu și-a spus ultimul cuvânt, adică vrea să mai facă politică, vrea să dovedească ce înseamnă administrația de performanță, se luptă în continuare, nu putea să rămână ancorat doar în dorința aceea de a fi loial și fidel unui partid. Da, eu cred în principiile și în programul PPDD-ului, dar unul din o parte din aceste teme de dezbatere publică au fost preluate de un UNPR. Chiar mă întreba cineva într-o emisiune, dom'le, dar treaba cu pensiile, știți că e proiectul de lege cu a 13-a pensie și cu impozitarea averilor. E una din temele noastre de bază. Impozitarea marilor averi. Nu cumva a fost preluat din programul PPDD-ului? Tocmai asta e și ideea, că dacă s-a făcut fuziunea, s-au luat cele mai bune teme de campanie și subiecte de dezbatere publică de la PPDD, s-au adăugat la cele ale... Stați puțin, că asta cu impozitarea marilor averi au spus-o toți. Dar cel mai vocal a fost Dan Diaconescu, și PPDD-ul. Dar foarte și mulți acum, au preluat și... Da, la modul declarativ, că dacă te uiți ce a făcut USL-ul după ce a ajuns la guvernare, că a zis și de marile avere, a zis și de regionalizare și de schimbarea Constituției și cu 70% majoritate în Parlament și n-au făcut nimic, știm clar cine ce a făcut. Da, da, acum ușurel că sunteți... Eu nu sunt așa, sunteți, nu știu, pe acolo, oamenii, sunteți pe acolo prin curtea lor, adică toți sunteți în... Percep ca pe un... Aveți o curte comună, să spunem, poate nu casa. Da, da? Dar sunt din fire un politician. Bun, mai... Hai să luminăm un pic lucrurile, că știți că la cafea se spun lucrurilor pe nume. Spuneți-mi, cât aveți în aceste sondaje și cine le-a făcut aceste sondaje în care dumneavoastră sunteți cotat foarte bine și au fost întrebați subiecții dacă veți fi primar, dacă, sau în ce sens, în notorietate, unde aveți o cotă foarte ridicată? Bun, nefiind sondaje publice, aș prefera să nu le... spuneți cine l-a făcut. Nici cine l-a făcut și nici nu vreau să dau cifre exacte pentru că nu ar fi fair play față de telespectatori și nu este etic să... Nu, față de... Probabil, și față de cei care au fost... Și cei care le-au făcut, dar... Bun. Ce știu din sondajele care circulă pe piață, că, într-adevăr... Necomandate de noastră. Necomandate de mine și nu am comandat și niciun EPD-ul, da. Că există câteva persoane la nivelul județului Dolj, mă rog, și la nivelul municipiului Craiova, foarte bine cotate. Cotate foarte bine înseamnă cotă de încredere, vot direct dacă ar candida la o funcție de și așa mai departe. Păi bun, erau întrebați subiectii dacă veți candida la funcția de primar. Sondajul a fost făcut înainte de a avea loc fuziunea, când eu eram președinte pe PPDD și în PPDD... Probabil că aș fi fost... Pentru cei care au comandat să mai facă unul acum când e domnul Cibiu la UNPR, să vedem să dacă... Să mă aștepte puțin să se obișnuiască oamenii cu dumneavoastră la UNPR. Mea la UNPR. Dar, ca să fim realiști, n-am venit la UNPR, așa cum spunea cineva, domne, de ce să... normal să fie Simona Moise, că ce, veneai tu la PPD să iei un post? Nu, n-am venit la UNPR să iau postul nimănui și locul nimănui. Am venit la UNPR să muncim împreună și să avem un rezultat... aș putea spune de echipă, un rezultat care să, fiecare să simtă că are un merit. De exemplu, rezultatele UNPR-ului din 2012, eu le consider în proporție 90% meritul domnului Solomon.
părerea mea personală ca om politic. Deci 90% din rezultate au fost datorită domnului Solomon și 10% muncii de echipă. Ei, acum în condițiile în care noastră ați criticat pe domnul Solomon cu vârși îndesat. L-am și criticat, am fost și colegi de partid la parlamentare, adică na, până la urmă omul a avut un cuvânt de spus pe scena politică locală, a fost primar aproape 8 ani de zile, a fost viceprimar încă 4 ani, nu poți să faci abstracție de rezultatele unei echipe sau unei persoane, corect. Exact. Acum, venind în această echipă omogenă, frumoasă, bine organizată, ce am zis? Haideți să-mi aduc și eu aportul, nu poți să vii cu pretenții sau cu așteptări. Trebuie să-ți aduci prima dată aportul. Să că se negociază, repet. Da. Refuz să cred că v-ați dus acolo. S-a negociat. Suntem toți președinții de organizații județene. Sunt copreședinți. La nivel județean, nu? Da. La nivel național. Eu, făcând parte, fiind vicepreședinte național la PPDD, sunt și secretar executiv național la UNPR. Iar o chestie care, Dojul, iată, are și secretar executiv național și vicepreședinte în persoana domnului Bică. Doamna Simona Aman, președinta PPDD-ului, este vicepreședinte la nivel național. Domnul Liviu Neagu, secretarul general al PPDD, este secretar general ajung la nivel național. Bun, deci s-au... Lucrurile s-au lămurit într-un fel sau altul la nivel central și local, exact, da? Exact. Primind funcții la nivel de politic, partid. Da, politic. Funcții politice. Fără să se negocieze nicio funcție administrativă, pentru că mă gândesc că la nivel local fiecare dintre noastre mai avea câte o funcție. Discuția a fost că nimeni, consilieri, vicepreședinți de consilii de țene, viceprimari sau alte funcții... Bun, deci ați făcut lumină, nu v-ați dorit postul de suprafect? Niciodată nu am fost la... Deci eu de când a avut loc fuziunea și primele întâlniri care le-am avut, eu niciodată n-am fost la domnul general Lopea și bănuiesc că lucrurile sunt clare. Domnul general hotărăște, mă rog, și o parte din consiliul de lui. N-am fost niciodată la domnul general Oprea să vă cereți un fotoliu. Da, niciodată. Că avea CV-ul meu și că ai mei colegi din PPDD m-ar fi considerat oportun pentru acest post. Pentru că aveați cursurile de înalt funcționar public. Nu trebuia să devin funcționar public ca să pot să ocup acest post. Da, le-am spus că pot să creadă ce vrea și să facă ce vor. Dar din punct de vedere organizatoric sau intern, există o persoană, bine, în primă fază nici nu știu că doamna Simona Moise intenționează să meargă către acest post. Nu m-am dus, haideți domnul președinte, cine merge, cine... Nu. Păi nu, da. Am lăsat lucrurile să vină de la sine. Scop președinte al UNEPR Dolj și secretar a spus la nivelul partidului, nu aveți niște ședințe comune în care discutați? A coincis și perioada vacanței. Pentru că noi, chiar în preajma decesului domnului Ciobotă, Ciobotă intrasem în vacanța de vară. Da, mă rog, fiecare cu concediul lui. Da. Și cam toți aveam planificat, ba un concediu, ba, noi nu ne-am văzut, cu excepția săptămânii acestea, nu ne-am văzut de vreo lună jumate într-o ședință de partid. Și era firesc. Oamenii au avut concedii, au avut alte lucruri de făcut. M-am văzut cu domnul președinte Bică și cu doamna Simona Moise la tabăra de vară, la Costești. Dar asta a fost la sfârșitul lunii august. În momentul în care am avut o discuție cu domnul Bică și am înțeles că dacă PSD-ul oferă postul UNPR-ului și doamna Simona Moise ar fi... dispusă și interesată de post, mi-am dat seama că este normal să meargă dânsa. Și mi s-a părut că se poate de echitabil și de corect și de fair play. Fără să aveți niciun fel de... Niciun fel de discuție, de animozitate, ranchiună... De supărare, deși colegii dumneavoastră, fost și dumneavoastră colegii din PPD, v-ar fi văzut în postul ăsta. Și-ar fi dorit, da, m-ar fi să aveți un post la nivel local. M-ar fi considerat pregătit pentru acest post. Bun, inspector în cadrul RCPI, până când rămâneți? Până la 31 decembrie am până la angajamentul. 31 decembrie. Dumneavoastră la Oficiul pentru Cadastru, mi se pare că ați intrat prin concurs, nu? Deocamdată nu. Deci nu? Urma să se organizeze concursul, dar dacă eu am plecat la București, deci au rămas lucrurile erați așa. Erați micul delegație? Da, ca și colegul meu care a rămas, domnul inginer șef. Este Popescu, domnul Popescu este inginer șef prin concurs. Și era adjunctul noastră, nu? A fost adjunctul meu, a preluat atribuție de director și este director cu delegație, cum se spune, mă rog, și se ocupă de instituție, să spun așa, vă consultați așa? Sus. Da, da, suntem în o relație cât se poate de... Bine, ne consultăm strict pe ce înseamnă principii, tehnică, da, și parte tehnică, dar deciziile ia dumnealui în perioada când sunt eu la București și eu nu pot să vin în controlator. Așa se pare normal. Deci, spuneți că la nivel local s-au făcut niște sondaje, nu puteți să spuneți ce și cum și în ce fel. Erați ca și notorietate printre primii, să zicem, primii 3 sau primii 5?
Domnul Ciliviu, haideți acum... Depinde la cine raportăm. Dacă nu, ne raportăm la... Nu știu, mă comportați așa ca o domnișoară care vă curtează șapte feți frumoși. Nici nu pot să fiu eu. Lăsați-i pe alții să vorbească despre mine. Nu-mi stă în caracter și nu mi se pare normal să vorbesc eu despre mine. Da, eram între primii trei, la modul general, candidați sau posibil candidați și... pe o poziție onorabilă la, din lista de consilieri. Adică, bun, cea cu mai ok. Nota redacției dumneavoastră nu erați atunci la UNPR. Nu eram la UNPR și nici nu mi-anunțasem candidatura la vreo funcție. Atâta știu și acum și știam și atunci că în anul electoral 2016, în prima parte a anului, intenționez să fac parte dintr-o listă pe vremea aia. Vedeți? Nu. Aici am vrut să vă aduc. Da, nu mi-ascund faptul că doresc la locale în anul 2016 la anul. Să, să merg pe o listă de ales local, că o fi consilier local, municipal, că o fi consilier județean. Și... Da, nu pe vreo altă funcție. Nu știu să vă spun. Acum președintele Consiliului Județene... Se aleg din rândul Consiliului. Deci nu pot să numai... singura care ar mai putea fi alternativă. Ar fi la funcția de primar. Care recunosc că nu a fost pentru mine, mai ales că la noi, la Dulj, la Craiova, este o situație, să spunem așa, atipică. Nu e atipică, e o situație clară. Doamna primar are niște rezultate. Deci stați așa că m-ați năușit, ori e atipică, ori e clară. E atipic de clară. E atipică și clară. Adică nu e ca la alte județe sau în alte situații unde să fie primar arestat și toată lumea să se zbată pentru funcție, unde mai mulți candidați să aibă cote relativ egale. Dacă întâlnim situația care doamna primar spune nu mai vreau să candidez. Deocamdată doamna primar a anunțat că va candida. Da, va anunța că lupta va candida. Pentru primăria Craiova se va da pentru locul 2, dacă vreți punctul meu de vedere. Deci dacă va intra în cursă, nu știu, am auzit că intră ba fotbaliști, ba finanțiști, ba... Avut aici, la emisiune. Bun. Am avut pe domnul Pavel Badea, dar stați puțin că și domnul Pavel Badea și domnul Linoiu deocamdată sunt în competiție în partid. Și mai sunt și alții care speră să... Și în funcție de sondajele pe care le vor face cei din Partidul Național Liberal, vor propulsa pentru funcția și de... Și dacă iese bine sondaje, un europarlamentar sau un deputat. Da, păi mă gândesc că... Da? Poți deci să ar putea să se lupte doi să candideze al treilea, păi, da? Aolea, dacă, la dumneavoastră, păi dumneavoastră ar trebui să știți de la BPD de lucrurile astea, știți? Că erau, ați întâlnit situații foarte ciudate, foarte să spunem așa. Da, și foarte multe, bun. Deci nu vă doriți candidatura pentru funcția de primar, da? Dar vă doriți... Dar dacă situația o va impune și, să zicem, sondaje de la începutul anului 2016... Da. Vor arăta că partidul pentru... În primul rând, dacă partidul va merge separat, că e încă un lucru pe care l-am clarificat. Spre sfârșitul anului, în jurul datei de 1 decembrie, domnul general Oprea ne-a promis nouă celor din interior și a declarat și public că va face anunțul oficial dacă UNPR-ul va merge singur la alegeri sau împreună cu partenerul. Și mă gândesc că și la noastră, dacă se va face o asemenea declarație publică, dacă veți merge singur pe listă, va fi o competiție și în partid. Exact. Că mă gândesc că și domnul viceprimar Genoiu are notorietate și din lucrează în administrație. Este cel mai potrivit pentru o asemenea candidatură. Domnul profesor Bică este consilier județean, este președintele partidului. Deci avem resurse. Poate și chiar doamna suprefect. Sau doamna suprefect. Deci și la noastră în partid va fi o competiție dacă îți merge singur. Asta e farmecul politicii, să spune, da? Da, un farmec. Nu trebuie să te arunci, știi, spune, să pui carul înaintea boilor. Hai să lăsăm lucrurile să meargă pe făgașul normal, că s-ar putea tot ce vorbim noi acum să fie în van dacă UNPR-ul hotărăște că merge în continuare în alianța în care este, alianța electorală UNPR-PSD. Da? PSD-UNPR, ca să fim corecți. Deci atâtea se vor schimba până la alegeri încât... Vedeți, doamna... Eu sunt convinsă că vă aștept la emisiune tot cu petalele mov. Eu rămân. Flacăra violetă va rămâne în sufletul meu mult. Bine, asta a pornit probabil de la o ironie pe care domnul Dan Dioconescu a vrut să o facă după ce toată lumea câștigase datorită energiilor pozitive de la flacăra violetă. Să nu uităm că și doamna primar, începuturile ale politici și ucenicia, să spunem așa cu ghilimele, sau primul pași... Nu e o rușine pentru dumneavoastră că a făcut
Pe cum, doamna primar a știut foarte bine să-și negocieze atunci când domnul Mircea Joană era președinte și a intrat și a venit la Partidul Social Democrat. A fost foarte clar, a avut o ascensiune foarte bună, dar doamna primar Lia Olguța Vasilescu a avut o prestație fantastică în spațiu public național ca și senator. Exact. Da? Deci aici a venit, n-a bătut câmpii, n-a venit cu niște lucruri de proastă calitate, a venit cu niște propuneri exact, publice, susținută fiind de mai multe partide atunci când ajungea la tribuna Parlamentului. Ori asta, până la urmă, nu mai ține de partid, ține și de tine ca și persoană, de ceea ce îți dorești să faci ca politician. Corect. Și cât de credibil ești în fața electoratului. Asta se întâmplă. Tocmai de aia vă spun că și pentru mine a fost o surpriză acel sondaj de care vorbiți dumneavoastră, dar mă bucură faptul că... Deci nu l-am văzut. Asta eu vă spun cel puțin din auzite. Hai să mergem din auzite, pe surse, da? Da, din bârfe. Știți că dacă nici oltenilor nu le mai place bârfa, înseamnă că s-a terminat. Dar pentru mine este un lucru clar că prezența și organizarea pe care am avut-o din punct de vedere politic și administrativ și prezența alături de cetățeni pe spațiu public, în mass media, la emisiuni, eu știu, pe rețele de socializare și printre cetățeni, adică un consilier local activ, dinamic și cu lor de cuvânt. Ei, și nu prea a fost așa închistat. Știți că la emisiunea noastră toată lumea transpire, toată lumea are emoții. Da, nu neapărat, dar și colegii mei din presa locală au avut poate o altfel de abordare cu dumneavoastră, abordare care s-a demonstrat ulterior că n-a fost una proastă. Adică v-a avantajat, domnule Cilibiu. Faptul că am fost tot timpul ținut în curs. Da, m-a avantajat, aș putea spune, din punct de vedere personal, pentru că m-am călit. Și te spun deschis în fața noastră, că altfel discutam cu noastră, dacă mi-aduc aminte la TV, îți mai țineți minte, da? Când ne vedeam la emisiuni, ce emoții aveam și cât eram de timorat. Acum, cunoscându-vă și stilul pragmatic și obiectiv și știind ce am de spus... Bine, v-ați și obișnuit, stați, că nu mai cu mine v-ați obișnuit. Știind ce am de spus, știind ce... Adică așteptându-mă la anumite teme și fiind destul de bine informat și având o idee clară, adică eu nu schimb ideile, astăzi vorbim într-un fel... Da, problema cu traseismul la mine e aceeași. Chiar și am spus-o. Dar un EPR-ul în momentul de față, dacă stăm și o calculăm pragmatic și realist, este partidul care ține guvernarea, indiferent cine va fi la guvernare. Este partidul care a știut să... Să-și negocieze poziția la nivel să-și național. Să-și negocieze poziția și să se dezvolte... Azi un pas cu pas. Cât un parlamentar, mâine un lider. Asta înseamnă mintea organizată de general. Vedeți? Vedeți? Ei, și vă mai spun un secret, asta nu știți. Tatăl meu a fost ofițer de carieră în Armata Română. A terminat Academia Tehnică Militară. De aici am cele două mari înzestrări. Cea cu cadastru, că el a fost cadastrist, da? Coleg cu domnul Popescu, tatăl... Da? Colegul nostru. Da? Și de asemenea și ofițer, a ieșit colonel la pensie. Înțeleg, acum deci ați intrat la inima domnului general Oprea mai ușor decât ceilalți colegi din astăzi din PPDD. Plus că eu mă regăsesc într-o asemenea structură bine organizată și disciplinată. Așa am fost în familie. Mama cadru medical, tata ofițer. Adică așa am crescut, așa m-am dezvoltat. Recunosc. Da, asta nu e obligatorie. Lăsați, că mai sunt și alții care au, care au fost în familie. Da. Nu, mie... gena, să spunem așa, și... V-a prit. Mi-a prit. În politică. Și mă simt confortabil într-un partid disciplinat, curajos și bine organizat. Domnule Cilibiu, eu vă mulțumesc foarte mult. Rămâne să vedem dacă vă simțiți la fel de confortabil, dacă va mai fi făcut un sondaj de opinie și dumneavoastră veți fi acolo trecut ca și copreședinte al UNPR-ului. Adică dacă electoratul vă știe de Mihai Cilibiu, punct, ca și consilier local, ca și director, da, și nu ca Pepe... ca și când ați venit din partidul lui Dan Diaconescu, și atunci este clar aportul și absolut tot ceea ce efortul pe care l-ați făcut se va vedea clar. Există și varianta asta, adică știți, la noi în Oltenia asta cu partidul e bine știută și parlamentarii de dol și știți foarte bine câți avem, da? Da. Eu datorită partidului. Las electoratul să decide dacă calitățile și capacitatea mea profesională sunt, pot fi utilizate în administrația publică sau centrală a țării, iar ce vă asigur pe dumneavoastră, ca și pe alți colegi jurnaliști, că nu sunt genul de politician care să stea ascuns după mese, indiferent de funcția pe care o ocupă. Mă știți bine și din perioada în care a fost director și niciodată nu cred că m-ați sunat. Și veți ieși la dezbateri, indiferent orice de... Orice
Cine ce va spune? Că se spune despre mine sau despre colegii de-ai mei, se spune vute și nevrute. Politică, ați văzut. V-asumați. Sau despre domnul general, iar vă spun. Mie, pe zi ce trece, cum să zic, îmi pătrunde în inimă prin atitudinea pe care o are. Vă dau un exemplu și cu asta închei. Atitudinea de la Sfântul Gheorghe. A fost singurul lider politic marcant la nivel național care a luat atitudine și care a dispus ceva, nu doar declarativ. Pentru mine o mândrie că fac parte în echipa dumnealui și că dovedește că este un lider politic, pragmatic și realist. Vă mulțumesc foarte mult, domnule Cilibiu, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, în calitate de copreședinte UNPR DOR și secretar executiv la nivelul UNPR național, inspector în cadrul Corpului de Control ANCPI. Îl știți pe domnul Cilibiu din dezbaterile electorale, politice și cum mai vreți dumneavoastră, ca și președinte ați fost, nu? Sau la PPDD DOL și domnul Panu mai e la PPDD? Este independent, dar suntem prieteni buni. Sunteți prieteni buni, deci ați rămas în relații foarte bune. Da. Iar acum, colega dumnealui de partid, doamna Simona Moise, este subprefectul de Dolj în locul domnului subprefect Ciobota, da? Corect. Vă mulțumesc încă o dată, rămâneți în fața micilor ecrane, continuăm emisiunea după o scurtă pauză, ne revedem. Undeva la 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice, între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipscan numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și din experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. În salonul de înfrumusețare Narcis găsiți o ambianță plăcută în care puteți evada din stresul cotidian pentru a vă destinde și bucura de serviciile noastre de înaltă calitate. Pentru a-ți oferi momente plăcute și frumoase, profesioniștii echipei Narcis Salon îți stau la dispoziție cu sfaturi și proceduri adecvate, cu aparatură de înaltă performanță și produse profesionale. Pentru ca tu să fii cât mai mulțumită, îți pun la dispoziție o gamă largă de servicii de care să te bucuri în voie. Coafură, cosmetică, manicură, pedicură, masaj, remodelare corporală și bronzare artificială. Narcis Salon, mai mult decât un simplu salon, o oază de liniște și relaxare.
Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am revenit. Cafeaua de sâmbătă dimineața continuă. Vorbim despre un eveniment foarte, foarte important și inedit, spun eu. Alături de mine se află președintele Rotary Club Craiova Probitas, domnul Ilie. Bine ați venit, domnule Victor Ilie. Și Ștefan Voina este membru în cadrul aceluiași club. Bine ai venit, Ștef. Mulțumesc, bună ziua. Le spuneam telespectatorilor noștri, este vorba de un eveniment inedit ce va avea loc în cadrul clubului. În primul rând, Ștef a făcut o serie de fotografii superbe în Nepal. Vine cu aceste fotografii într-o expoziție. Vor ajunge, bineînțeles, o parte dintre ele la o licitație, iar banii obținuți, clubul Rotary Probitas va decide unde îi va trimite. Domnule Ilie, domnule Voina, cine începe primul? Săruna, bună ziua! Bine ați venit! Mulțumim frumos pentru invitație! Important este să știm că clubul Rotary Craiova se ocupă cu acest gen de evenimente. Noi am profitat de inițiativa lui Ștef, da, care a fost în Nepal și a văzut acolo ce se întâmplă cu adevărat și ne-a transmis nouă mesajul. El fiind și membru în cadrul clubului, am hotărât împreună în cadrul acestui club să susținem inițiativa lui Ștef și împreună să ajutăm prin pozele pe care le-a făcut la acest eveniment, să le vindem și să, cu acești bani pe care vom aduna, să ajutăm în Nepal una sau două familii pentru a le construi o casă. Mecanismul exact vi va explica Ștef, care el știe mai bine. Bun, menirea acestor cluburi Rotary se știe foarte clar, este aceea de a ajuta, da? Fie de a ajuta educația, fie de a ajuta copiii care sunt foarte buni la învățătură și provin din medii sociale destul de precare și la nivelul întregii omeniri, să spunem așa, aceste cluburi Rotary funcționează. Ștef a obținut o bursă a Departamentului de Stat American, a plecat în Nepal și Ștef, de aici te lăsăm pe tine să povestești ce s-a întâmplat. Da, mulțumesc. Asta s-a întâmplat anul trecut. Am fost în aprilie în Nepal timp de 3 săptămâni. Am ținut cursuri unor copii de liceu și am avut ocazia să mă plimb puțin și să cunosc foarte mulți oameni frumoși și cu povești interesante. Mi-am făcut și câțiva prieteni acolo și în momentul în care am aflat de nenorocirea care s-a întâmplat în aprilie, mai cu cutremurele, am simțit nevoia să ajut cu ceva, dar n-aveam o idee foarte clară atunci. Ca să reamintim, la cutremurul din 25 mai, care a avut 8 grade, a murit undeva la 10.000 de oameni, au fost răniți vreo 20 ceva de mii și după aceea au fost toate acele replici. După aceea, în mai, a avut loc un alt cutremur de 7.8 grade, cred, sau 7.6, au murit iar foarte mulți oameni, iar au ajuns undeva la 450.000 de nepalezi care nu mai aveau case, au rămas pe drumuri. Deci e un dezastru foarte mare. Undeva 20 de miliarde de dolari în impact negativ, adică 20% din PIB-ul Nepalului. Evident că nu poți să ajuți foarte mult la așa ceva. Noi suntem un club mic, dar am zis că măcar dacă două case sunt reconstruite cu ajutorul nostru, e mare lucru. Aici, evident, poți să spui oricând ce contează, noi avem atâtea probleme la noi în România, da, deci la noi în Craiova, Nepal, la da. Noi în cartier. Pentru mine a fost o chestie personală, pentru că mi-am făcut prieteni acolo și când am văzut ce se întâmplă și am văzut pe ei implicându-se, am simțit nevoia să ajut. Și singura sursă era aceea de a face fotografii și ajunge cu ele în România, nu? Da, pozele deja le aveam, le postasem pe Facebook. Și arătăm să sperăm în acest moment, îi rog pe colegii mei să le pregătească. Da. Mulțumesc. Pozele le aveam, le postasem pe Facebook o parte din ele, mai mulți prieteni m-au încurajat să fac ceva cu ele, dar am zis că sunt superbe oricum. Are sens să faci ceva dacă ajuți. Și aici aș vrea să-i mulțumesc și lui Victor și colegilor din club că m-au susținut și că au fost de acord să facem acest eveniment, care nu este în centrul intereselor clubului nostru. Noi tot ce am făcut până acum... Ați făcut la nivel local. La nivel local am mai ajutat când au fost inundațiile în Serbia, am mai ajutat acolo puțin,
dar tot ce am făcut până acum club, a fost tot pe... un club prieten din da. Serbia. Da, spuneam puțin mai devreme, domnule Ilie, de ajutorul pe care îl dați și probabil nu știu dacă el funcționează și la nivelul cluburilor din întreaga lume. Dacă există, spre exemplu, colaborare pe care o aveți cu un club Rotary din Spania sau din America sau din Franța și problemele lor, să încercați cât puteți să le rezolvați. No. Ca să legăm evenimentul din Nepal, ca să fie mai sigur de explicat, noi ne bazăm, unul din principiile noastre este ajută ca să fie ajutat. Nu contează unde. Nu contează unde. A doua oară, noi promovând evenimentul din Nepal și implicit facem cunoscut că noi ajutăm, atunci alți oameni vor veni alături de noi să ajutăm în țară. În condițiile în care văd implicarea pe care o aveți noastră în alte și state. Și rezultatele pe care există. De altfel, Rotary este o organizație mondială, ea are peste 5 milioane de membri la nivel mondial, ea s-a înființat în 1905, motoul de bază al acestei organizații a fost to serve above yourself, adică a servi mai presus de sine. Exact. Și tocmai de aici, pornind împreună cu ajutor ca să ajungi, noi vrem să promovăm clubul, vrem să promovăm nu neapărat clubul în sine, ci faptele pe care clubul le face, ca să vadă că trebuie să ajuți și să fim un fel de o lumină în această în societatea noastră. Deci, Ștefan Voina este membru în cadrul acestui club. A fost în Nepal pentru că a avut această bursă pe care a obținut-o din partea Departamentului de Stat american, a ajuns acolo, s-a împrietenit cu un nepalez, da, care a făcut școala în Statele Unite și a văzut cum s-a implicat el ca și localnic și a venit și v-a spus această poveste. Îl ajutați pentru că miercuri 25 de fotografii din cele 70 expuse, da, pe Simeze, vor fi vândute la licitație, iar banii vor merge sperați către construcția a două case din Nepal. Dar dacă un alt membru al Rotary, da, Probitas, ajunge într-un alt stat cu probleme și va face tot la fel, își va dori să facă o astfel de acțiune, o veți accepta la fel? Cu siguranță clubul Rotary ca și organizație mondială se regăsește peste tot. Scopul nostru este să ne ajutăm între noi. Așa cum a spus și Ștef exemplu, organizația Rotary din Serbia ne-a cerut ajutorul pentru a strânge bani cu privire la inundațiile care au fost la momentul respectiv. Deci colaborați, în exact ce vă întrebam puțin mai devreme. Este o înfrățire, nu neapărat, există și înfrățiri, la momentul actual noi suntem înfrățiți doar cu un club din Bulgaria, Plovdiv. Sau Bulgaria. Plovdiv. Din Bulgaria. Da. Dar asta nu înseamnă că nu am colaborat și cu cluburi din Serbia, de exemplu. Clubul din Serbia am făcut acel... Da, a fost o minunăție atunci. Am ajuns în Belgrad odată și ne-am întâlnit cu ei. Oricine poate să viziteze când ajunge în alt oraș unde există cluburi, se poate verifica pe internet și poți să vizitezi clubul la întâlnire. Da, și participăm la ședințele lor. Am deci... Și am vorbit și ne-au spus care sunt cele mai importante proiecte ale lor. Unul dintre ele erau făcuseră în parteneria cu un psiholog jocuri pentru copii cu deficiențe auditive între 5 și 8 ani, ceva de genul acesta, care se ajute în dezvoltarea lor, pentru că în acea perioadă destul interacțiunea dintre ei și adulți nefiind destul de puternică, poți să la nivel cognitiv poți să fie subdezvoltați. Uh-huh. Și atunci jocurile acestea îi ajută pe ei să compenseze asta. Și ne-au spus că a fost un proiect foarte, foarte bine primit și ne-au propus să-l facem și noi aici. Uh-huh. Am făcut asta, am găsit o doamnă traducător în Craiova, le-am trimis lor traducerile. E super interesant că nu limbajul semnelor din România e diferit de limbajul semnelor din Serbia și de asta a trebuit să te traducem. Să aveți un interpret. Da. Și au fost refăcute jocurile care sunt și acum disponibile pe site-ul nostru, au fost descărcate când le-am lansat. Și practic toți copiii care au probleme pot să le acceseze. Le pot descărca și sunt niște jocuri simple, dar făcute să-i dezvolte. Și au fost descărcate cam de 2000 de ori până acum de când le-am. Deci e clar că sunt descărcate de oameni care au nevoie și de copii care au nevoie pentru acest lucru. Deci sunt acțiuni pe care le faceți indiferent unde, în orice colț, da? Asta ni se poate întâmpla și nouă. Adică noi ca și club, dacă avem sau vrem să dezvoltăm un astfel de proiect, putem să cerem. Adică dumneavoastră puteți să cereți, eu știu, colaborarea sau prietenia sau ajutorul unor altor cluburi din... Da, este un mecanism complex la nivel mondial care se numește Rotary Matching Grant.
în care clubul nostru poate să pună o parte din bani, iar diferența, ori în anumite condiții, este suportată integral de Organizația Mondială de Rotary Internațional. Excelent. Deci există aceste mecanisme la care și noi în viitor o să apelăm, pentru că intenția noastră este să dezvoltăm proiecte din ce în ce mai mari și cu impact social mult mai mare. De altfel, noi am mai făcut și proiecte la nivel local, niște proiecte foarte importante pe care noi le considerăm foarte importante și care au avut un impact deosebit. Acum 2 ani de zile, împreună, în parteneriat cu Consiliul Județean și Primăria Craiova, am renovat 6 de spital, partea de spital, 6 laboratoare, 6 camere de saloane, 6 saloane de pentru la spitalul numărul 2, la spitalul numărul 2. Da. Anul trecut am avut un bal de caritate, mă rog, și acum tot în baza unui bal de caritate s-au donat fondurile. Anul trecut tema a fost renovarea secției de chirurgie maxilofacială de la spitalul numărul 1 și în parteneriat cu Universitatea de Medicină, Facultatea de Stomatologie, noi le renovăm, iar ei pun la dispoziție aparatura și acum suntem pe finalul proiectului și credem că până la 1 octombrie vom termina proiectul și vor intra în funcțiune aceste saloane, aceste cabinete. Am înțeles, deci practic absolut toate acțiunile care le-ați făcut la nivel local au avut un impact extraordinar și le cunoaștem, deși în prima fază cluburile Rotary nu erau foarte deschise spre mediatizare. Acum, în ultima perioadă, pentru că mulți spuneau, domnule, cluburile Rotary sunt un pic închise, noi susținem excelența în educație, ajutăm foarte mult copii, s-a mers foarte mult pe aceste principii. Și acum ați intrat un pic în componenta socială, aceea de spitale, de ceea ce înseamnă până la urmă bursele pentru copiii care n-au din păcate posibilități să ajungă mai departe în școli, nu? Așa este. Societatea noastră este un pic în tranziție, ca să zicem așa. Așa. Și atunci de asta la început am fost primiți cu reticență. Rotarii în România există de foarte multă vreme, dar abia pot să spun că acum s-a înțeles de fapt și de drept ce înseamnă Rotarii și care este scopul nostru. Noi nu avem un interes personal. Da, da, da. Noi toate aceste lucruri și tocmai de asta avem și aceste burse sociale pe care le oferim elevilor. Am luat legătura, proiectul cu bursele sociale este de 3 ani de zile. Da. De 3 ani de zile. În fiecare an alegem un număr de 10, numărul lor crește gradual, exponențial în fiecare an. La început am avut 10, după am avut 15, acum vrem să avem mai mulți elevi care au rezultate au rezultate excelente la învățătură, dar nivelul sau familia sau mediul social în care trăiesc nu le oferă posibilitatea de o dezvoltare armonioasă și să le promoveze excelența. Și atunci acesta este scopul burselor Rotary. Noi le acordăm aceste burse pentru care să-i ajute pe ei să meargă mai departe și să se facă cunoscut, să reușească în societate, pentru că e posibil ca mediul în care trăiesc să le inhibe acest lucru. Vreau să revenim un pic la Nepal și la problemele care le-ai văzut acolo. Te-ai gândit la un moment dat că unora li se poate întâmpla mult mai rău decât ni se întâmplă nouă în România? Sau care a fost, lucrul care te-a mișcat cel mai tare la nepalezi? Eu am întors cu o mult mai mare apreciere pentru România după ce am fost acolo. Deși mi-a plăcut foarte mult Nepalul, mi-a plăcut extrem de mult oamenii. Sunt foarte calzi și optimiști și prietenoși. I-aș ruga pe colegi să reia un pic fotografiile, să vedeți chipurile copiilor nepalezi, care sunt extrem de luminoase și calde. Situația acolo e dezastruoasă la nivel economic. Ei sunt între China și India, care sunt două țări foarte mari, cu putere economică imensă, care au interesul de a ține Nepalul ca o țară producătoare de materie primă. Și atât. Și atât. Și consumatoare de produse din India și China. Uh-huh. Și atunci, de exemplu, sunt printre țările cu capacitate de hidroelectrică cea mai mare, dar nu au nici măcar o hidrocentrală funcțională. Toată lumea profită din jur, nu? Da, mai puțin exact. Ei. China și India în special. Au în Kathmandu, care este capitala, niște probleme imense din cauza asta cu curentul electric. 12 ore pe zi, ei nu au curent electric și nu este stare de urgență. Așa este, asta este situația.
Din cauza asta există foarte multe generatoare pe diesel. Dieselul este cumpărat, evident, din deci India. Poluare incredibilă, cam toată lumea merge cu măști pe față. Dar totuși oamenii de acolo te întâmpină cu zâmbetul pe față, sunt super prietenoși, adică nu sunt deprimați de situația în care sunt. Spre deosebire de Egipt, unde am fost tot așa și acolo este o depresie în masă. De asta am și simțit nevoia să ajut. I-am văzut atât de deschiși și de prietenoși și de minunați, încât am simțit nevoia să dau ceva înapoi. Și de asta clubul a fost extraordinar s-a hotărât să organizeze și să sprijine acest eveniment. Deci banii exclusiv acolo se duc, cheia, da? Cheia aici este Shalendra Ghimire, prietenul meu, Baba, care a studiat în Statele Unite, a făcut liceu și facultate acolo. Mă rog, a avut o altă dezvoltare din punctul ăsta de vedere. Era manager la Hilton în state, avea un job super ok și s-a hotărât să se întoarcă în Nepal ca să ajute. A renunțat, da. A venit în Nepal, mulți i-au zis că e nebun. A avut 3 luni în care a avut probleme de adaptare după aceea, pentru că toată lumea se uita ca la un ciudat, că de ce s-a întors. Uh-huh. Dar el a venit să ajute și el acum asta face. El reconstruiește case acolo, le renovează sau le construiește de la zero. A ajuns că nu sunt case, nu sunt ca la noi, cine știe ce vile. Se poate face o casă cu 800 de euro. Sunt case care țin la inundații, țin la... Asta vreau să vă întreb, adică din 25 de fotografii puteți să susțineți construirea 2 case în Nepal? Da, dacă strângem 1600 de euro, da. Da? Dacă deci 1600, facem o casă. Avem, v-am dat și pozele, ar trebui să existe undeva pozele cu una dintre familiile afectate pentru care am vrea să facem casa și sunt și niște poze cu baba și în timp ce făcea renovări la și prietenul, da, aici l-avem, da? Da, aici sunt fotografiile cu cei pe care îi veți ajuta. Da, asta este o casă în procesul de construire. Dar din ce sunt construite? Au materiale speciale? Sunt un fel de case de... Cum sunt casele noastre de chirpici, dar ceva mai deștepte și mai solide. Am înțeles că și ale noastre de chirpici, dacă sunt făcute foarte bine, rezistă, da? Pentru că pe vremuri majoritatea erau de chirpici. Acum oamenii stau în corturi sau stau pe stradă. Deci, oricum, pentru ei e o diferență imensă. Sunt molime? Sunt boli? Este în partea de mai de jos. Kathmandu este în zona deluroasă, uh-huh. Deci nu e atât de afectat, dar în jos este multă malarie. Faptul că stau pe străzi, în corturi, da. Bolile se răspundesc cu rapiditate. Au fost și s-a crescut foarte mult procentul de persoane traficate, deci traficul de... Carne vie, nu? Da, după cutremure. Deci ideea e că noi încercăm să ajutăm cât putem. Mă rog, este una dintre acțiuni pe care o promovăm. Domnule președinte, vă mai așteptăm, nu mai avem foarte multă vreme. Știu că vă grăbiți și te felicitări pentru ceea ce ai făcut. Mulțumesc. Și pentru idee până la urmă. Oricine are un prieten și este membru un club Rotary și vrea să-l ajute, indiferent în orice colț de lume ar fi, așa cum spunea și noastră, o poate face. Până la urmă, gesturile și actele caritabile nu contează dacă sunt la tine în țară sau sunt făcute în orice colț de pe planetă. Faptul că dai o bucățică din ceea ce poți să realizezi înseamnă mare lucru pentru tine ca și persoană și pentru din jurul tău. Vă mulțumesc, Ștef, încă o dată felicitări. Te aștept și cu alte ocazii. Mai veni să ne mai povestiți, da? Luni începe școala. Le urăm succes și celor care primesc bursă de la Rotary Club Probitas, dar și celor care încep școala, indiferent în orice colț al țării. Vă mulțumesc încă o dată și felicitări. Nu știu, cum se zice în Nepal, mulțumesc sau... Dhanyavad, e mulțumesc. Și namaste este și salut și la revedere. Atunci namaste tuturor și încă o dată felicitări, mulțumesc încă o dată și doamnelor, domnișoarelor și domnilor, o ediție specială, așa cum v-am spus în debutul acestei intervenții, alături de mine, președintele Club Rotary Probitas, domnul Victor Ilie, și membru în cadrul aceluiași club, Ștefan Voina, oameni deosebiți care vor să ajute, ceea ce nu ne împiedică pe niciunul dintre noi să facem acest lucru, fie că suntem sau nu membri într-un club. După o scurtă pauză ne revedem cu alți invitați. Sunt Oana Olaru și vă invit să dezbatem subiectul zilei.
Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipscani numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și din experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. În salonul de înfrumusețare Narcis găsiți o ambianță plăcută în care puteți evada din stresul cotidian pentru a vă destinde și bucura de serviciile noastre de înaltă calitate. Pentru a-ți oferi momente plăcute și frumoase, profesioniștii echipei Narcis Salon îți stau la dispoziție cu sfaturi și proceduri adecvate, cu aparatură de înaltă performanță și produse profesionale. Pentru ca tu să fii cât mai mulțumită, îți pun la dispoziție o gamă largă de servicii de care să te bucuri în voie. Coafură, cosmetică, manicură, pedicură, masaj, remodelare corporală și bronzare artificială. Narcis Salon, mai mult decât un simplu salon, o oază de liniște și relaxare. Am revenit la emisiunea Cafea de sâmbătă dimineața. Domnilor, domnișoarelor și domnilor, din Nepal ajungem în Craiova. Alături de mine se află doctorul Alexandru Andrițoiu. Îl știți foarte bine, este medic primar medicină internă în cadrul Spitalului Militar. Bine ați venit, domnule doctor. Mulțumesc că ați acceptat invitația. Știu că aveți pacienți foarte mulți la ușă, dar v-ați făcut vreme și pentru o discuție pentru cei care ne urmăresc în acest moment. Oricând, cu plăcere, la invitația noastră. Ce mai faceți? Ce ați mai făcut în ultima vreme? Am înțeles că a început progres în Spitalul Militar din Craiova, din punct de vedere al medicinei. Ați revoluționat sistemul de intervenție prin radioablație pentru boală varicoasă. Am reușit. Sună, da. Sună bine. Nu, desfășurăm activitatea, zicem, în condiții normale. Încercăm să asigurăm pacienților noștri o gamă cât mai diversificată de servicii medicale și de bună calitate. Așa că suntem în Oltenia și modestia nu prea are loc aici. Da, încercăm da. Să fim cei mai buni. Da. Să fim cei mai buni, să facem o medicină de top, să intrăm în rândul, în lumea bună medicală. Credem că prin activitatea de zi cu zi a spitalului, prin numărul mare de pacienți, prin adresabilitate, prin gradul de satisfacție din partea pacienților și mai ales prin rezultatele noastre profesionale care au depășit de mult granițele Olteniei, reușim să
Bine, dar știți cum e? Adică suntem celebri decât la noi în curte sau suntem celebri și în, și în restul? Pentru că vorbeam de foarte multe ori, medicina din Craiova nu a fost foarte bine plasată la nivel național. De fiecare dată se spunea, domnule, ai o problemă, te duci în Timișoara, te duci la Târgu Mureș, te duci la București, mai puțin în Craiova. Și am discutat lucrurile astea de foarte multe ori. Să vă dau un exemplu de celebritate? Vă rog. Faptul că peste 2-3 săptămâni sunt chemat la Timișoara într-o clinică să țin niște cursuri acolo. Eu, nefiind cadru universitar, dar recunoscut într-un domeniu numit ecografie doppler-vasculară, nu este o celebritate. Să te invite președintele Societății Române de Chirurgie Vasculară să ții cursuri în Timișoara. Bun, și atunci de ce nu ne lăudăm cu lucrurile astea? Sau noi de ce nu suntem puși acolo unde sunt cei mai buni? Eu cred cei mai frumoși, cei mai deștepți? Nu, eu de ce spun? Craiova e, părerea mea, într-unul din locurile de vârf în medicină. Și este, în primul rând, meritul Universității de Medicină din Craiova. Corect, care a adus multă plus valoare în domeniul respectiv. Știți că poate acum 10-15 ani se spunea, de unde vii? De la Craiova. Lasă, facem noi încă o dată tomograful, RMN-ul, la București, la Timișoara, nu ținem cont de diagnostic de la Craiova. Bun, acum nu se mai zice asta, nu? Nu se mai zice, s-au organizat multe manifestări științifice de plan național și internațional în Craiova. Craiova ca centru medical și vârf cu facultatea de medicină, eu cred că se plasează acum printre locurile fruntașe în domeniul medical și în progresul medicinei. Foarte bine, dar știți că... Aparatură există, medicii tinerii sunt dornici. Există aparatură, dar știți că la un moment dat, chiar mi se pare la formarea acestui guvern care se află acum la conducerea țării, când pe harta României trebuiau puse niște bile albe, să spunem așa, pentru a obține niște fonduri pentru construcția unui spital regional, Craiova nu prea era. Adică, inclusiv cei de la vârf aveau o impresie nu tocmai bună despre ceea ce înseamnă sistemul sanitar din Craiova. Cred și din că aici Dolj. Și factorul local politic ar fi trebuit să se aducă mai o contribuție, un pic de lobby. În final s-a revizuit. Că totuși avem oameni acolo bine, nu știu, cu contacte și cu viziune și cred că situația asta se va rezolva. Da, au început acum, sunt alocate destul de multe fonduri și, în primul rând, din fonduri europene, dar și locale pentru Spitalul Clinic Județean numărul 1, prin Consiliul Județean și prin primărie, prin cele care sunt în subordine, dar Spitalul Militar în subordine cu el. Ministerul Apărării Naționale. Deci la nivel local nu aveți niciun șef, să zicem nu, așa. Și asta este spre binele nostru. Factorul politic s-a oprit la poarta spitalului militar. Și cred că asta este un lucru foarte bun. Credeți asta? 100%. V-a avantajat? Foarte mult. Pentru că mai e un spital care n-a ținut de niciun factor local, cel care a fost la Ministerul Transporturilor și acum e vai de mămicuța lui, să spunem așa. Cineva probabil s-a gândit că nu are nevoie de ele, dar o mare greșeală. O mare greșeală, pentru că și acolo sunt specialiști foarte buni, sunt medici foarte buni, dar nu știu din păcate... de ce la noi de ani de zile restructurare într-un domeniu înseamnă desfințare. Nu. Ar trebui cel puțin în domeniul medical, să zicem, la capitolul ăsta mai multă expertiză. Cred că o restructurare ar trebui, în primul rând, să aibă legătură cu diversificarea specialităților medicale, cu facilitarea adresabilitatea. Dacă restructurezi, cum diversifici? E foarte simplu. La structura, eu știu, intactă, dar din punct de vedere, aveți o secție mare, numai cum erau vechile secții de 70, 80, 400 de patru, le crezi compartimente cu un coordonator al acestor compartimente, o fi un fel de șef de clinică mare, dar mai mult cu rol de manager, de administrator și aceste compartimente care să fie oricum erudite, multe dintre ele sunt rupte din specialități de bază, da? Chirurgia vasculară, din chirurgia generală, da. Vă dau un exemplu, da? Cardiologia, din medicina internă, diabetul, chiar din medicina internă și din endocrinologia, adică sunt specialități care acum s-au rupt, fiecare vrea să-și dezvolte felia lui, cum să spun. Da, secția lui. Secția evident, lui și da. El acolo să fie un fel de stăpân pe viață. Locul ăsta ar trebui să... De aici ar trebui restructurat, în primul rând, din punct de vedere al personalului. Uh-huh. Și cred eu că este nevoie de un aflux de tineri, fie mult mai încurajat să rămână în țară, să adică se creeze... absolvenții de medicină, absolvenții în care nu pleacă... Da. Poate acum, după mărirea salariilor... Nu, vor mai rămâne, nu știu, poate dacă să mai răzgândesc. Dacă cineva s-a gândit că cu 25% convinși doctorii să plece din țară, când acolo sunt salarii... De mii de euro, categoric. De mii de euro, da. Și nu cred că numai salariul contează. Contează, în primul rând, sistemul să ai și accesul atitudine. La... Să poți să-ți faci meseria, să poți să performezi, să nu fii promovat pe criterii altele decât profesionale. Bun, dar acolo se spune foarte clar că dacă știi să faci, exact cum spuneați dumneavoastră, dacă știi să faci chirurgie vasculară, păi asta faci, chirurgie vasculară. Corect, acolo nu faci este. De toate, da? Este, dacă da. Știi să faci, ești un foarte bun medic primar pe medicină internă, faci medicină internă, da? Dacă
La noi toată lumea știe de toate, știți? Și probabil și din cauza asta la un moment dat progres... Dacă doctor Andrițiu a ajuns să opereze varici, înseamnă că se poate numai în România. Aoleu, deci n-am dat exemplu cel mai bun. Dar stați puțin, cum v-a venit ideea? Păi nu, răspuns apelului unui coleg care am făcut echipă an de zile, domnul doctor Silo și chirurgul nostru vascular. Am făcut un drum la București, am văzut o intervenție, mi-a plăcut, am întors în Craiova. Ați luat aparatul? Am lucrat în sectorul privat o perioadă, de adevăr costurile destul de ridicate, cel puțin pentru zona Oltenia a fost criteriul de limitare a adresabilității. Dar ce fac cei care au probleme? Plecau la București? Cred că nu plecau la București pentru că metoda e foarte nouă și nu prea e cunoscută. De exemplu, în Timișoara, unde vorbeam deci, de chirurgia vasculară, de la capăt. Un singur lucru vreau să vă spun, un singur exemplu, eu zic edificator, apropo de metodă. Deci este intervenție, deci, vorbim de intervenția prin radioablație, da? În clinica profesorului de la Timișoara, care conduce Societatea Română de Chirurgie Vasculară, nu se practică această intervenție. Și cred că cu asta am spus mai mult. Este și singur... cel care v-a invitat acum la Timișoara? Da, este cel care m-a invitat la Timișoara. Da? M-a invitat să țin un curs de Doppler vascular, carotide, deci cu totul altceva. Cu totul altceva, da. Eu chiar am făcut propunerea să... Pare destul de deschis. Acum la domnul doctor Silo și să vedem dacă este dispus și de sus, că a fost profesor, să vedem dacă chiar dorește să plece. Deci, practic, ce rezolvați cu această intervenție prin, pentru boala varicoasă? Se închide o venă mare numită vena safenă, care este cauza principală a bolii varicoase, de cele mai multe ori, și se închide vena respectivă. Sunt niște mecanisme fiziopatologice, le numim generatoare de bolii varicoase. Se acționează strict pe mecanismul hemodinamic și fiziopatologic, se închide această venă printr-un cateter special conectat la un aparat care emite niște energii înalte și prin arderea venei propriu-zis din interiorul lumenului, această venă se închide și în timp se retrag varicele. Ca și boală este destul de răspândită? E foarte răspândită, în populație foarte răspândită. De la ce vârstă apare sau nu contează? Am văzut și vârste tinere, dar se spune că în general femeile după naștere, din cauza presiunii abdominale din timpul sarcinii, dar foarte probabil factorul genetic este la baza acestei boli, nu? Acestei boli. Teorii sunt multe și acolo unde sunt multe teorii, practic să știe lucrul. E vorba și de dureri, adică nu numai de aspectul estetic? Nu, e vorba de evoluția în ani de zile, în stadii, să știi că forma cea mai severă este ulcerul venos, ulcerul varicos, care trenează luni și ani de zile și cu riscuri foarte mari, suprainfecție, etc., tratamente dermatologice costisitoare de pe luni și ani de zile. Și astfel de intervenții vin să rezolve problema în totalitate? În totalitate, da. Deci, practic, nu mai... Boala nu progresează. Boala nu progresează. Chiar și în formele de ulcer venos există rezultate, chiar în stadii foarte avansate. Metoda se adresează în primul rând stadiilor incipiente, când pacientul nu acuză decât umflarea picioarelor, edeme. Când stai în picioare, la sfârșitul zilei constați că nu te mai... Da, nu te mai... Nu mai intră picioarele în pantofi. Da. Și asta este primul stadiu. O ecografie Doppler este edificatoare pentru că demonstrează o anumită suferință pe traseul venei înainte de a se vedea varicele, de a apare varicele. Și atunci mecanismul fiziopatologic, adică presiunea din interiorul venei safene, este închis, este rezolvat. Care este rolul meu în această echipă? Evident, că înțeleg că e rolul chirurgului. Rolul este chirurgului, primul rând, și decizia aparține domniei sale. Este, în primul rând, de a depista foarte corect cazurile care au indicație, de a le urmări în timpul intervenției, pentru că întregul procedeu se bazează pe dirijarea ecografică intraoperatorie, și al treilea, supravegherea postoperatorie a rezultatelor terapeutice. Are legătură cu ecografia intervențională? Este o formă de ecografie intervențională, da. Deci urmărită fiind cu o ecografă, se poate interveni? Da, se poate interveni. Deci, practic, tu știi în orice moment unde se află acest cateter. Pentru că n-ai voie să depășești anumite segmente, pentru că există riscul de a provoca cheaguri în interiorul sistemului venos profund, de aici să plece în plămâni și pericolul cel mai mare este embolia pulmonară. Deci este o manevră cu riscuri foarte mari, dar dacă este făcută corect și, eu știu, acolo unde este indicație, rezultatele sunt spectaculoase. De vreo două luni de când am introdus metoda în spitalul militar, 7-8 pacienți, rezultatele au fost foarte bune. La toți? Durata de spitalizare medie 2-3 zile, se externează față de operația clasică, așa numitul stripping, în care uneori stau mult, pacienții și cu riscul de infecție postoperatorii și orice intervenție chirurgicală. Înseamnă bisturi, sunt sceptici care vin? Sunt reticenți la această nouă formă? Nu, pacienții sunt foarte deschiși. Nu? Sunt niște costuri, domnule doctor? Sunt niște costuri, v-am spus, sunt privat undeva la 1.000-1.500 de euro, se practică,
cam în țară, dar sunt foarte puține locuri în care metoda se practică chiar în domeniul privat. La stat nu se practică nicăieri în România, decât în spitalul militar. Și practic pacientul se internează cu forme legale, normale, cu bilet de trimitere pe chirurgie și suportă costurile doar cateterul respectiv. Consumabilele încercare sunt foarte scumpe. Da, și nu, chiar, undeva pe la 20 de milioane. Cam așa sunt. Și le cumpără singur, practic. Și le cumpără singur, plătește chitanțe la firmă, noi nu avem nicio treabă. În momentul când se internează, este deja în posesia acestor truse și noi le folosim intraoperator. Sunt de unică utilizare, nu pot fi refolosite. Am înțeles. Deci, practic, numai spitalul militar se fac... Numai spitalul militar Creva, da. Nici măcar spitalul militar București, care are o clinică mare de chirurgie vasculară, nu, nu se practică intervenția. Dar de ce oară? E vorba de specialiști, e vorba de aparatură? E costisitoare investiția într-o astfel de aparatură? Da, undeva pe la 20.000 de euro. Și există această aparatură chiar în spital, nu? În spitalul unitar, da. Da, pentru că la un moment dat discutam de investițiile în ceea ce înseamnă aparatură și ceea ce înseamnă până la urmă progresul pentru a dezvolta absolut toate ramurile medicinei și spuneam că nu se investește. În ultima perioadă au început să fie investiții făcute în aparatură și mă gândesc că același lucru s-a întâmplat și în spital, nu în spitalul militar. N-a mai fost de foarte multă vreme spitalul militar. Vă aștept, da, deci s-au investit bani în spitalul militar pe această componentă, pe această tehnică, de aparatură și pe această tehnică, nu? Da. Asta e un lucru foarte, foarte bun și mă bucur foarte tare să aud lucrurile acestea, faptul că există în spitalul nostru medici care reușesc să facă intervenția prin radioablație și că nu mai sunt nevoiți oamenii să ajungă, pentru că sunt convinsă. Sunt pacienți care aveau bani și care probabil au posibilitatea și mergeau, dar dacă aveau unde să meargă, spuneți că în București nu se pot face lucrurile astea. Ba, se pot face cele mai multe ori, v-am spus, în domeniul, în sectorul privat și costă de... Pacienții nu știu existența metodei și probabil că și costurile sunt destul de ridicate. Sunt destul de ridicate. Ca și medic de primar de medicină internă, am tot vorbit de foarte multe ori apropo de ceea ce înseamnă afecțiunile de care suferă populația în ultima perioadă. La fel, aceleași boli... S-au schimbat foarte mult. S-au schimbat? Patologie, da. Foarte, foarte mult. În ultimii 10 ani, deci cam așa, din 10 în 10 ani asistăm la alte forme? O diversificare a spectrului patologiei și foarte interesant, nu reușim să identificăm cauzele. Ne place să dăm vina pe stres și pe alimentație. Asta cu gastro, pe asta, pe asta vreau să vă... De fapt, probabil că așa cum societatea evoluează într-o anumită direcție și patologia. Există o creștere a diabetului populației, există o creștere a bolii cardiovasculare, dar parcă nu n-ați zice cu un ritm atât de accelerat cum s-ar crede în populație. Există o creștere a mortalității prin accident vascular cerebral, care după părerea mea a depășit infarctul miocardic. Există o creștere a cazurilor de mor subite, adică practic înainte de a chema salvarea. Există o patologie din domeniul oncologiei care coboară înfiorător la vârste foarte, foarte mici. Exact. Copii, tumori, cancere, tumori cerebrale, cazuri foarte rare. L-ați întâlnit chiar în... Da, da, da. Păi începe, nu știu, am început să spun că aproape în fiecare săptămână depistez un caz nou de cancer. Ecografic vorbim, da, incredibil. Pentru pacienții se prezintă pentru simptome absolut banale și de multe ori descoperim stadii foarte avansate. Chiar vedeam un reportaj în această dimineață. Ce este foarte, foarte alarmant din punctul meu de vedere, am sesizat de mai multe ori și în cadrul raportului de gardă colegii să fie atenți, pentru că așa zisele analize uzuale, care suntem obișnuiți și care toată lumea spune că măcar o dată pe an să le facem, au devenit extrem de nerelevante. Cazuri de cancer, stadii foarte avansate, care nu apar în analize ușor modificate sau care nu spun. Bun, și asta ce poți face ca și pacient? Sau cum poți să-ți dai seama ca și medic în condițiile date? Probabil ar trebui insista mai mult pe programe naționale de screening. Acest screening înseamnă un triaj în populație și nu neapărat numai prin analize. Prin analizele de sânge, știți? Înseamnă analize complexe, nu? Adică un set de analize mult mai... Și cred că ar trebui dezvoltat foarte mult acest sector imagistic, pentru că nu poți depista metastaze pulmonare uneori la foarte analize. Bine, fără doar din analize, da. Sau metastaze osoase și atunci
medicul este foarte solicitat, să zicem, mental, să se gândească, să pună rău înainte, pentru ca să fie sesizat de existența acestei patologii. Este uneori aproape o crimă să treci pe lângă un astfel de caz și să spui, a, n-ai nimic, e un colon iritabil, simptome legate de stres, de supra-solicitare, de alimentație, când de fapt se ascunde un cancer de colon sau un cancer gastric. Da. Am dat numai un exemplu, dar patologia asta, patologia infecțioasă s-a schimbat foarte mult. Văd acum cu vaccinările, un întreg... Asta cu vaccinările este o isterie în masă. Da, eu cunosc vreo 5 familii care nici mai vaccinează copiii, dar... Este un, să numesc așa în ghilimele, un virus care circulă și probabil internetul a jucat așa, un rol da, fundamental e... pe toate continentele. Eu am un prieten care e stabilit de câțiva ani în Statele Unite și ca să-și ducă copilul la școală, evident, e obligat, sau la grădiniță, la grădiniță de emi, e obligat să-l vaccineze și îl refuză cu... Deci obstinație să le vaccineze. Mi-a cerut părerea pe internet. Ce părere ai să tu ce ai face în locul meu? Ca medic, sincer, cred în, în vaccinare și rolul vaccinării. Vaccinarea a salvat omenirea asta de multe epidemii, dar cred că ar trebui puțin, discutat compoziția vaccinului, faptul că firmele producătoare poate uneori lansează pe piață medicamente sau chiar vaccinul pe care nu le-au testat foarte bine. Dorința asta de câștig foarte rapid. Bine, îmbogățirea și se știe foarte clar că industria farma este una dintre cele mai puternice din lume până după la urmă. După 10-15 ani, deși medicamentele au un anumit protocol, să zicem, până să intre pe piață de testare și trebuie să da vize și etape, după 7-80 ani de practică cu acel medicament constați că el se retrage cu foarte mare ușurință. Subtil. Și chiar acum am văzut, chiar că Comisia Europeană mai dă o listă și România trebuie să se alinieze cu medicamente care vor fi scoase adică de pe piață. Adică stai puțin, ai testat 10 ani pe populația lumii și acum constați că nu sunt bune. Și atunci întrebarea, tu care ai luat acest medicament, spui semne în întrebare ce se întâmplă mai, dar mi-a făcut rău, eu am zis că face bine, prescris da. Medicul și nu. Da, bine, ceva aici sunt regulă. Discuții pe care le putem avea la infinit, dar probabil și apropo sunt... de vaccinare, cred că guvernanții noștri ar trebui să se trezească în al 12-lea ceas și să ia măsuri în ceea ce privește Institutul Cantacuzinov, că acolo, cu siguranță, lucrurile nu sunt în regulă. Păi, de fiecare dată când avem o problemă și mai apare câte o... Acum ce facem? Țipăm că vrem vaccinare, dar ce cu vaccinuri aduse din Germania și din Franța, dar la Institutul Pasteur din Franța? Da. În condiții în care Institutul nostru ar putea să le facă foarte bine și știm lucrurile acestea. Și tulpinile care circulă în populația din România, poate nu sunt la fel ca cele din Franța. Corect. Da, astea sunt discuții care țin în primul rând probabil și de sfera politică și de sfera economică și de alte domenii de activitate, însă spuneți că la nivelul Craiovei, din păcate, există această incidență a bolilor, din nefericire chiar și la copii, la tineri, tumori care apar. Un lucru și un semnal de alarmă pe care l-ați tras și pe care l-aud din gura unui medic, acela că nu sunt relevante analizele și nu de foarte multe ori am întâlnit persoane care au spus, domnule, dar analizele mele au fost foarte bune. M-am dus la 3 laboratoare de analiză, bine că 3 au dat indici diferiți, dar nu au arătat că am o problemă și vă spuneam puțin mai devreme, chiar în această dimineață vedeam un reportaj apropo de hepatita C. Da? O incidență foarte mare a virusului, bine, acum înțeleg că s-a găsit medicamentul minune. Și acum 10 ani se spune la fel, la fel. Se interferă, nu? Da, și până la urmă s-a ajuns la concluzia că nu mai e cazul să se... Oricum se fac progrese remarcabile, dar cred că până la urmă medicina trebuie personalizată. Adică o schemă de tratament aplicată uneori printr-un ordin de ministru sau ordinul președinte de casă și asta corect, este schema. Da. Nu cred că trebuie individualizat schema de tratament. Și apropo de hepatita cu virus, și am lucrat în domeniul ăsta și eu câțiva ani, bine că m-am lăsat, că a fost o nebunie întreagă. Adică riscai să faci o biopsie hepatică, riscai și pacientul, evident, riscai și tu ca medic, poate chiar să-ți pierzi libertatea în cazul unor complicații care puteau apare, după care dosarele zăceau cu anii prin, nu știu ce, sertar pentru aprobare și nu s-au aprobat decât stadiile foarte avansate, aproape de preciroză. Da. Eu cred că rațiunea în medicină este să acționezi cât mai devreme și probabil limitat-o de buget, de fonduri, se alegeau cazurile cele mai avansate, că nu știu,
în stadiile cele mai avansate. Evident și rezultatele nu erau pe măsura așteptărilor. Credeți că acum vor fi? Nu știu, rămâne de văzut dacă ele vor fi pe măsura așteptărilor. Cert e că se face, se mediatizează și ca de fiecare dată toată lumea pleacă la drum așa cu un mare elan. Pe parcurs se mai tăie. Medicamentele astea costă foarte mult. Foarte mult, foarte, da. Foarte, foarte mult. Acum trebuie cântărit. Zeci de sute de milioane, cred. Da. Da, sunt costuri foarte, foarte ridicate. Vă mulțumesc foarte mult. Deci spuneți că din punct de vedere al progresului în medicină vă lăudați la nivelul Craiovei prin ceea ce faceți alături de colegii dumneavoastră. Ne bucurăm că mergeți în Timișoara și ne bucurăm că sunt apreciați medicii din Craiova, că nu mai există, spuneți dumneavoastră, acea idee preconcepută că vii din Craiova cu un anumit tip de analize și hai să le facem din nou. Da? Mă bucur să aud lucrul ăsta și așteptăm să vedem cât mai multe premiere la Craiova în medicină. Să sperăm că ele vor și fi. Vor fi, mai ales că se investește și vorbeam de ceea ce înseamnă clinica de cardiologie. Știți foarte bine, se va face la Spitalul Clinic Județean numărul 1 și așteptăm. Salutăm să vedem. Și așteptăm cu interes. Să vedem dacă avem medici, știți? Problema e în următorii 10 ani va fi personalul medical. Va fi personalul medical, nu? Și trebuie lăsați tinerii să fie. Păi, să acum, de ce credeți că nu sunt lăsați? Pentru că nu sunt lăsați, asta este foarte clar. Că nu sunt lăsați, că nu există bani sau că nu sunt lăsați de alții care nu vor să le ia locul? Cred că a doua variantă. Vă mulțumesc. Și probabil că sunt unii care îi așteaptă dincolo de frontiere, oferindu-le tot mai mult. Că tot au făcut școala în România, nu? Pe banii românilor. Iau gata formați și acolo sunt foarte buni. Corect. Mulțumesc foarte mult, doamna Mișarlua și domnilor, alături de doctorul Alexandru Andrițoiu. Îl știți foarte bine, medic primar medicină internă în cadrul Spitalului Militar din Craiova. Am vorbit despre intervenția prin radioablație pentru boala varicoasă. Se face în cadrul Spitalului Militar Craiova, evident, o realizează un medic chirurg, așa cum spunea domnia sa, și despre ecografie intervențională. Mai puțin am discutat. Data viitoare să sperăm că vom veni cu noutăți din acest punct de vedere. Vă mulțumesc încă o dată. Și vă mulțumesc. Rămâneți în fața micilor ecrane, continuăm emisiunea după o scurtă pauză, ne revedem cu un alt invitat. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative, și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și din experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. În salonul de înfrumusețare Narcis găsiți o ambianță plăcută în care puteți evada din stresul cotidian pentru a vă destinde și bucura de serviciile noastre de înaltă calitate. Pentru a-ți oferi momente plăcute și frumoase, profesioniștii echipei Narcis Salon îți stau la dispoziție cu sfaturi și proceduri adecvate, cu aparatură de înaltă performanță și produse profesionale. Pentru ca tu să fii cât mai mulțumită, îți punem la dispoziție o gamă largă de servicii de care să te bucuri în voie. Coafură, cosmetică, manicură, pedicură, masaj, remodelare corporală și bronzare artificială. Narcis Salon, mai mult decât un simplu salon, o oază de liniște și relaxare.
Doamna domnișoarelor și domnilor, cafea de sâmbătă dimineața continuă. Trecem acum la discuții despre fonduri europene, despre proiecte, despre zona metropolitană. Alături de mine se află directorul zonei metropolitane, domnul Cosmin Vațile. Bine ați venit, domnule director. Bine v-am găsit, bine dimineața. Și doamna Sabina, domnișoara Sabina Calot, este manager proiect Asociația Acrum. Bine ați venit, domnișoara manager. Bună ziua, bine v-am găsit. Le spuneam telespectatorilor, de fiecare dată fondurile europene salvează România, salvează Craiova, salvează Dolj. Domnule director, dumneavoastră sunteți într-un sistem ancorat al fondurilor europene, unde știți foarte bine ce facem cu acești bani. Ce noutăți ne aduceți? Așa este, fără bani la Uniunea Europeană greu am face și investiții în infrastructură, greu am face investiții în resurse umane, ne ajută foarte mult. Trebuie să-i accesăm și nu trebuie să scăpăm niciun exercițiu și nicio axă deschisă. Le pregătim și în acest sens lucrăm în continuare, accesăm ce apare, ce se deschide la autoritățile de management. Și la toate aveți câștig de cauză, să spunem așa? Sau există și proiecte care, din nefericire, nu sunt acceptate? Nu poți să câștigi 100% din proiectele care aplici. Dar noi avem un procent destul de mare de câștig, să spunem, de proiecte, da? Eligibile. Cred că am proiectele câteva proiectele mai mici, tocmai asta este partea bună, proiectele mai mici nu am fost tot timpul eligibil. Europa pentru cetățeni, campanii de informare, nu le-am câștigat pe toate, dar la cele mari au fost... Spuneam ultima dată când am întâlnit că vom veni și cu exemple de ceea ce înseamnă dezvoltare pe fonduri europene și vorbeam de structurile de economie socială. Domnișoara Calot este manager al unui astfel de sistem. E vorba de Asociația CRUM, da? Un centru de recrutare de resurse umane pentru... își doresc foarte mult să-și găsească un loc de muncă, pot accesa, da, intrând pe un site și vor vedea acolo absolut toate posturile și toate locurile de muncă pe care ei pot să le acceseze. V-aș ruga să-mi spuneți ce înseamnă CRUM și când veți lansa acest SES. CRUM este Agenția Centrul Metropolitan de Resurse Umane, se numește, da. Și este o agenție care se ocupă cu plasarea forței de muncă. Lansarea acestei structuri de economie socială va avea loc marți, pe 14. Deci cât de curând. Da, cât de curând. Așa, și ne vom ocupa să găsim, să ajutăm lumea, persoanele șomere și persoanele care își caută un loc de muncă, să-i ajutăm, să-i consiliem în vederea angajării și ne adresăm în special grupurilor vulnerabile. Pentru deci vorba de persoane care au probleme din punct de vedere social, da? Da. Câți parteneri sunt în proiect? 8. 8 parteneri, da? Și e vorba de localitățile din Dolj sau nu numai? Nu numai din Dolj. Avem parteneri din Olt, din Timișoara, din Brașov, din Iași. Deci, practic, în momentul în care sunt accesate asemenea fonduri și se organizează astfel de structuri de economie socială, partenerii, cum ți-i alegi, domnule director? E un proiect strategic, așa este încadrat, da? Este depus pe Program Operațional Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane. Da? Noi am acordat o atenție destul de mare postului, cum îi zicem, pentru că resursa umană o considerăm foarte importantă. E importantă și infrastructura, importantă și strada, important, dar a investi într-un om considerăm că e mai mult decât benefic. Și o problemă în Dolj. Deci locurile de muncă... Colega mea este proiect, am zis, strategic pe 6.1, pe dezvoltarea economiei sociale și fiind un proiect strategic trebuie să ai parteneri în mai multe regiuni. Cum îi alegem? Dăm și noi anunțuri, am avut pe site... lansat anunțul de parteneriat. Și cei care doresc să intre în proiect, practic, pot veni într-un astfel de proiect cu dumneavoastră. Avem contacte mai vechi și parteneri mai vechi cu care tot ați colaborat foarte bine. Chiar am avut odată un seminar în care inclusiv Corabia ne-a zis atunci, noi vrem neapărat să lucrăm cu Craiova. Cu voi. Când deschideți ceva, vrem și noi să fim în același parteneriat. Bine, probabil cei mici se pot lipi către de cei mai mari, cum e zona metropolitană Craiova, unde accesările sunt mult mai multe și probabil... Un parteneriat atât de amplu, care este și o primărie din alt județ și un partener din o altă regiune, care era obligatorie condiția... Sunt și condiții de acest gen. Da, fiind proiect strategic, să fie minim 2 regiuni. Noi avem parteneri din 4 regiuni. Da? Și e un proiect de 1,5 milion de euro. Sunt... create mai multe astfel de structuri, nu doar acesta, și normal că
avem acești, avem parteneri din județul Doș, cei mai mulți din Craiova, sunt cei mai mulți, Asociația Domino, care e un furnizor de formare profesională și vechi în domeniu, este Primăria Podari, care chiar dacă nu... Deci în zona noastră, da? Da, a fost... și localității și asociații care își desfășoară activitatea mai mult în zona metropolitană, ca să zicem așa. Că avem o asociație care la Coțofeni a înființat această structură. Vreau să vă întreb de ce ați ales Coțofeni. Există foarte multe persoane care fac parte din... Noi ne-am gândit că este o zonă care are două potențiali, nu știu, două caracteristici. Una este sunt persoanele vulnerabile, o populație romă foarte... Sunt foarte mulți romi, da? Da. De asemenea, tot în zona respectivă este și o cerere mai mare de forță de muncă. Adică este o zonă cât de cât industrială, este zona cu serele Ișalnița, este o zonă în care sunt... Da, este destul de aproape de Craiova și acolo... care putem să ducem acea parte de... Nu toți care îi recrutez pot să aibă diverse meserii. Sunt meserii de la... Cele cu asta vreau să vă întreb, ce fel de meserii sau absolut toate, și persoane calificate și necalificate. Deci practic aceste meserii vor fi puse pe site, da, și oricine poate să intre să acceseze, exact, sau cum? Da, ne adresăm atât angajatorilor, da, cât și persoanelor care își caută un loc de muncă. Oricine poate intra pe site-ul nostru și poate depune CV-ul și noi ne vom ocupa să îi căutăm acestea un loc deci, de muncă. Deci practic această structură este creată să plaseze forța de muncă. De muncă și să formeze, să ofere cursuri de formare și profesională. Interesant, pentru că vorbeam puțin mai devreme și discutam și cu alți colaboratori de dumneavoastră, în general aceste structuri de economie socială sau axat pe ceea ce înseamnă producție. Da, am participat, spre exemplu, la Bucovăț, acolo Primăria Bucovăț își luase o mașină de făcut pavele, da? Sau Bolțari, sau, și aveau în jur de 5-7 angajați, adică reușit să se angajeze. Așa este, media 3-7 angajați, 8, și noi avem o structură de economie socială la Vârvor, care va fi lansată în perioada următoare, se ocupă cu prelucrarea lemnului, este o zonă cu păduri, o zonă cu potențial, am zis să legăm de... Aha, deci la fiecare să... Da, la Bucovăț va fi un serviciu auto în perioada următoare, la Podar este o unitate, o structură care se ocupă de partea de salubritate, spații verzi, îngrijirii, de asemenea mai este o structură de artizanat, la Corabia cei de acolo au vrut să fie un serviciu de o societate care să preia serviciul de ecarisaj al primăriei. Și deci, practic, s-a ținut cont de absolut toate dorințele administrației publice locale, nu? Da, adică ați colaborat cu primarii, probabil, bineînțeles. Și i-ați întrebat, domne, uite, asta vrem să facem la dumneavoastră. Atunci am... Ideea aceasta nu a... A zis că e o idee mai rară și, într-adevăr, nu sunt multe... Dar noi depunem proiecte pe POSDRU, pe dezvoltarea capacității administrative care se aseamănă puțin cu POSDRU. Sunt atâtea ONG-uri și atâtea instituții care au accesat acest program. Bun. La un moment dat au început să fie mici probleme în recrutarea grupului țintă. Oamenii chiar au beneficiat foarte, nu sunt sute, mii de oameni care au beneficiat de cursuri de calificare. Bun. Unde te duci după ce faci calificarea, da. De ce să nu căutăm? Și știu că colegile mele asta lucrează în perioada aceasta. Așa? Să identifice, să aibă o discuție cu toți furnizorii de calificare. Am zis eu de domnul, mai sunt, nu știu, multe ONG-uri care asta au făcut zeci de cursuri. M-ați făcut să înțeleg lucrurile acestea. De ce să deci, nu preluăm practic... și de acolo? Pentru că ei primesc o diplomă. Dar știți, domnule director, că la un moment dat s-au făcut reportaje la nivel național ce se întâmplă cu cei care care se ocupă de formare profesională. Bun, sunt urmăriți, spre exemplu, beneficiarii formării profesionale și în etapa a doua. Păi nu mai erau urmăriți. Ca indicator în proiect, inclusiv angajarea câtorva. Uh-huh. Foarte puțin. Restul era formare profesională și atât. Formatul m-a plecat cu diploma acasă, găsește bine, nu găsește iară bine. Deci, practic, doamna Sabina, mergeți și verificați absolut toți furnizorii de formare profesională, mă rog, furnizorii. Nu verificați. Intră într-un parteneriat. Nu neapărat că îi verificați în sensul dacă au făcut cursurile, ci practic să vedeți ce fel de cursuri, da? Eu știu, sudor, tâmplar, mecanic auto, și identificați pe grupurile vulnerabile potențialul de muncă. Mă gândesc aici trebuie să țineți o legătură destul de strânsă cu primăriile, pentru că sunt convinsă, sunt și persoane care nu știu dacă au foarte multă școală. Mă gândesc. Așa este. Noi dorim ca nu doar, bine, până la urmă nu se va adresa doar localităților, cele 24 membri în zona metropolitană.
Poate oricine să acceseze? Oricui va fi acel site și acea, nu știu, cum aveți aplicație, toată lumea poate să acceseze. Deci oricine poate să acceseze site-ul dumneavoastră se și... Se poate scrie și noi vom căuta un loc de muncă. Deci nu e special pentru cei care sunt implicați în proiect? Nu. Toată lumea. Pe este un lucru foarte, foarte bun. Nu, cei din proiect, o parte sunt în jur de 45 de angajați, dar nu doar cei care au beneficiat de cursurile sau cei care au beneficiat de cursuri din proiectele zonei metropolitane, nu. Deci oricine are oricine, acces. Noi am zis că acel parteneriat să fie doar decât de furnizarea unei informații, pentru că poate nu știu să intre toți pe internet, e bine să avem. Asta vă spuneam, au da. Au strâns 200 de CV-uri, au făcut cursuri de, nu știu, bucătar, ospătar, cofetar, ok. Sunteți, mai departe, vă poate plasarea să... forței de muncă, căutăm, automat această căutăm pentru ei. Structura o poate face. Și cred că vor reuși, se va reuși în felul ăsta, pentru că și până la urmă, vedeți, acel clasic, dăm anunț un ziar, caut, da, numai același lucru. Beneficiază de acest filtru și pentru că o consiliere, nu e o consiliere extraordinară, să zicem, dar e, învață pe unul să facă un CV, să răspundă la niște întrebări de interviu, să poată să se prezinte, chiar dacă el este doar, nu știu, doar, nu, este un bucătar grozav, dar poate nu știe cum să-și prezinte marfa, ca să zic. Bun. Trebuie să beneficiezi de o consiliere, să poți să comunici ok, să faci CV ok, să-ți arăți. Deci îi ajutați de la cap la coadă pe acești oameni să poată să-și găsească un loc de muncă. Va fi foarte interesant care va fi impactul. Oricum, ideea de a face o astfel de structură de economie socială care să plaseze forța de muncă din punctul meu de vedere este una extraordinară. Să sperăm că adresabilitatea va fi una foarte, foarte bună și nu numai pentru partenerii din proiect, ci și pentru cei care ne urmăresc în acest moment. Totul până la urmă ține de informare și publicitate, de cum vă mediatizați pe piața muncii din Craiova. Avem nevoie de astfel de forță de muncă și avem nevoie de astfel de firme care să plaseze forță de muncă, poate nu neapărat exact ce vorbeam puțin mai devreme în zona noastră, ci și într-o altă regiune, nu? Deci puteți să le căutați și în... Le căutăm și în străinătate de muncă. Deci peste tot. Peste tot, da. Debutați înseamnă că așteptăm, nu știu, poate ne vedem peste o lună de zile să vedem care a fost impactul. Există și un grup țintă și pe care trebuie să-l, în afară de persoanele de etnie romă, mai intră și altă categorie. Am avut în grupul țintă al proiectului, al asociației, al proiectului, am avut persoane de etnie romă, au avut femei vulnerabile, am avut persoane cu dizabilități, tineri care au fost în acest sistem de asistență socială, protecția copilului. Cam acestea au fost cele patru categorii. La nivelul proiectului mare. Da. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă doresc succes în activitate, să sperăm că acest sistem va funcționa din ce în ce mai bine, deși la un moment dat toată lumea a fost sceptică pe ceea ce a însemnat SES-ul și structurile de economie socială, iată că impactul este unul foarte bun. Încep să funcționeze și am văzut și dintre sesurile celelalte, ca să le laud. Mulți au obținut deja autorizațiile, mulți au primele contracte. Care sunt tot în cadrul zonei metropolitane, nu? Da. În cadrul. Sunt în acest proiect. În acest proiect, și da. Ele sunt instituții, asociații, cooperative distincte ca personalitate juridică. Au beneficiat de pe finanțarea... Pe unde le ca o personalitate juridică, da, nu? Distincte de noi ca personalitate juridică. Da. Ca o personalitate juridică proprie, noi, ele au fost în acest proiect cu noi, parteneri sau au fost înființate în cadrul proiectului, au structură de conducere proprie, noi le monitorizăm că așa este și activitatea până la finalul proiectului și de sustenabilitate. Sunt câțiva ani în care avem grijă să continuă în aceleași condiții. Vorbeam ultima dată de celelalte proiecte în care vă implicați și îmi spuneați de proiectele transfrontaliere. Lucrați în momentul ăsta la ele și la, mă rog, deschiderea unei noi sesiuni de... Ele în septembrie, acum sunt deschise câteva linii pe transfrontalier și avem un lucru. Lucrăm la un proiect pentru Filiași, în care se va restaura o capelă de acolo. De asemenea, este un proiect în care vor fi mai multe comune din zona metropolitană și va fi achiziție de utilaje pentru situații de urgență, Mischi, Ghercești. Vor deservi această zonă? Aceste localități, fiecare vor fi parteneri în proiect și vor... Și cine va beneficia? Absolut toate localitățile vor beneficia de utilaje pe... Cele care vor fi parteneri în proiect. Cele care vor fi parteneri Care au avut nevoie, că unii mai au mașini de pompieri, altul poate are un anume sistem de situații de urgență, cei care au avut nevoie sunt parteneri în proiect, tot la fel cu partenerii din partea cealaltă din Bulgaria. La nivelul Craiovei încercăm să
să promovăm un proiect împreună cu ruse, cu municipiul ruse din Ucraina. Asta e un proiect transfrontalier? Tot transfrontalier, da. Cu ruse, în care vor fi tot achiziții de utilaje, vor fi echipamente? Echipamente de biciclete, de bărcuțe, de când îl schițăm o să ajungem pe agrement? Pe agrement, pe turism. Cu promovarea turistică a zonei. Și a noastră și a lor, probabil. Zona Calafat. Vor fi în oglindă. În oglindă. Ei, în ruse, la fel, au... Pe partea lor și pe partea lor, da. Vor fi în oglindă cele două parteneri. Vom intra, cred că, luna aceasta cu el spre aprobarea în Consiliul Local, că fiind pe Craiova și partener primăria Craiova, va trebui... Să supuneți aprobării Consiliului Local. Aveți de lucru, vă dorim succes atunci. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, ne facem datoria să promovăm aceste proiecte până la urmă. Ele dezvoltă societatea, nu numai infrastructura, ci și partea de resurse umane. Avem mare nevoie în această zonă. Știți foarte bine, șomajul este unul destul de ridicat ca și rată și de fiecare dată ne plângem că nu găsim locuri de muncă. Este adevărat, unii dintre cei care nu au locuri de muncă și li se oferă, nu și le doresc, dar sunt alte persoane care își doresc să-și găsească un loc de muncă și astfel de societate care va veni să recruteze forța de muncă și să o plaseze, aveam nevoie și în județe alături de ceilalți 7 parteneri care nu sunt neapărat din județul Dolj, ci și din alte județe ale țării. După o scurtă pauză revenim, vă mulțumesc încă o dată și vă dorim succes în activitate și la lansarea acestui SES săptămâna viitoare. După o scurtă pauză ne revedem cu un alt invitat. Vrei să fii corect informat despre impozitele și taxele pe care le ai de plată la stat? Vrei să afli ce produce agricultura doljană? Vrei să afli care mai sunt prețurile produselor agricole? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Vrei să știi ce companii inovează în orașul tău? Atunci urmărește emisiunea Economia Sudului. Sunt Ramona Olaru și te aștept în fiecare zi de luni doar la Alege TV. Pentru orice eveniment există florările Iris, flori naturale, exotice și decorative și cele mai frumoase aranjamente le găsești la florările Iris, situate pe Lipsca numărul 1 și în noua locație din strada Unirii numărul 89. Florările Iris asigură buchete și aranjamente florale pentru toate tipurile de evenimente, realizate cu pasiune, profesionalism și originalitate. Varietatea de produse, personalul tânăr și din experiența și gustul pentru frumos în a crea ocazii deosebite definesc și individualizează florările Iris. Pentru a arăta întotdeauna perfect, alege salonul de coafură Jeunesse. Stiliștii vă stau la dispoziție pentru a vă oferi tunsori moderne și coafuri stilizate, realizate cu produse profesionale. Salonul Jeunesse și-a impus numele oferind servicii de calitate, prestigiul reprezentând simbolul calității oferit tuturor clienților. Pentru ocaziile speciale din viața dumneavoastră, Jeunesse Decor vă realizează cele mai frumoase decoruri. Plăcerea de a vă oferi clipe de neuitat. Jeunesse Decor. Alege întotdeauna tinerețea. În salonul de înfrumusețare Narcis găsiți o ambianță plăcută în care puteți evada din stresul cotidian pentru a vă destinde și bucura de serviciile noastre de înaltă calitate. Pentru a-ți oferi momente plăcute și frumoase, profesioniștii echipei Narcis Salon îți stau la dispoziție cu sfaturi și proceduri adecvate, cu aparatură de înaltă performanță și produse profesionale. Pentru ca tu să fii cât mai mulțumită, îți pun la dispoziție o gamă largă de servicii de care să te bucuri în voie. Coafură, cosmetică, manicură, pedicură, masaj, remodelare corporală și bronzare artificială. Narcis Salon, mai mult decât un simplu salon, o oază de liniște și relaxare.
doamnelor, domnișoarelor și domnilor, am revenit și dacă tot vorbeam cu domnul Cosmin Vasile, directorul zonei metropolitane, despre ceea ce înseamnă proiectele europene, accesarea acestor fonduri și structurile de economie socială pe grupuri vulnerabile, chiar putem discuta de un astfel de grup. Alături de mine se află domnul Romeo Tiberiade, este consilierul doamnei primar pe probleme legate de rom. Bine ați venit, domnule Tiberiade! Bine v-am găsit! Vorbeam cu domnul director de la zona metropolitană de ceea ce înseamnă până la urmă recrutare de forță de muncă, plasare de forță de muncă și grupuri vulnerabile și adresabilitatea era într-un fel sau altul legată de romi, pentru că unul dintre proiecte este deschis chiar la coțofenii din față și ați vorbit puțin cu domnul director înainte de a intra în emisiune despre acea zonă. Cunoașteți zona și știți că sunt foarte multe persoane de etnie romă. Cunosc, foarte bine cunosc zona. Când este vorba de minoritatea romă, aici ne confruntăm cu fel și fel de probleme, pentru că, dacă bine știți sau vă aduceți aminte, minoritatea este clasificată sau împărțită în neamuri. Și cu fiecare neam avem fel și fel de discuții, pentru că nu toți sunt la fel. Adică ce există neamuri, domnule Tiberiade? Neamuri din etnia romă, cred că este singura etnie din România care se clasifică în neamuri, cum spuneam, sau brezde, dacă vreți, ca să fie pe înțelesul tuturor. Aici este vorba de costorari, ursar, lăiet, saurari și așa mai departe. Bun. Deci nu la toți sunt, ce avem? Acolo sunt, este neamul căldărarilor, cu care ne-am confruntat de ani de zile, pentru că sunt foarte lipsiți. Sunt mai dificili pentru că nu prea au școală, nu prea sunt familiarizați cu școala și cu ceea educația. Ce înseamnă era modernă, să spunem da, așa. Da. Dar știți, apropo de asta, că vorbeam cu dumneavoastră, în momentul în care am ajuns, te simți așa ca în filmele indiene, stau în mijlocul drumului, de-abia se dau la o parte. Da, este obișnuința lor, este stilul lor caracteristic, nu știu dacă ați observat, foarte multe familii dintre căldărare au vile și ei, de fapt, dorm afară într-un corp. Da, deci ăsta e stilul lor, da, nu? Este felul nu se lor, pot stilul, adapta sub nicio formă. Bine, sunt și foarte mulți care s-au adaptat. Deci dar, s-au și adaptat. Dar încă mai sunt dar oameni care... Dar care e explicația? Deci asta de fală, de mândrie, de, ca să aibă... Ei sunt mai conservanți, adică sunt mai... mai sunt conservatori de ce? Dacă de, totuși de își tradiție acasă. Și obiceiuri. Adică faptul că nu sunt familiarizați cu școala și cu educația și nu și-au dat copii la școală, ei au rămas foarte mult în urmă față de acest aspect al educației. Dumneavoastră, din ce neam faceți parte? Eu fac parte din neamul de vatră. Țiganii, cei care și-au găsit o vatră, da? Și-au o vatră. Și-au dar făcut cine, un loc. Cine vă da acest titlu de țigan de vatră, aurari, căldărari, costorari? Această denumire așa? Al neamului respectiv sau al neamurilor îl are fiecare după meșteșuguri și obiceiurile lor. Ce au făcut părinții dumneavoastră? De exemplu, părinții mei au fost cândva cărămidari. Adică confecționam acele de cărămida, le aveam tiparul special, cuptoarele și cu foarte mulți ani în urmă. Bun. Și ne-am făcut un loc și această... Și se numește neamul de vatră, practic. Neamul de vatră. Bun, care se trag din cărămidari. Deci care vin, să zicem așa, brazna celor care confecționau și confecționează cărămizi. Mai sunt? Sunt. Deci sunt și sunt acum. Și foarte multe neamuri care și astăzi trăiesc prin acest... meșteșuga lor, meseria lor de cărămidă. Păi zice că e cea mai bună cărămidă. Este, eu așa știu de la bunicii mei. Este pentru că numai ei știu cum să o facă, este un pământ special, întotdeauna ei se așează lângă o apă și da. Oamenii sunt ca și cei care fac căldările, da, căldările speciale făcute de căldărari, da, căldărarii, costorarii, sunt, deci sunt niște lucruri costorarii extraune. Sunt care, e un alt neam care cositoresc. Cositoresc ceea da. Ce se distruge practic, exact, nu? Exact. Dar nu mai ei știu să facă. Eu țin minte că dacă nu găseai un costorar să-ți cositorească, da, abia da, îl găseam, da, da, și îl căutam. Bun, deci faceți parte din neamul de vatră. Neamul de vatră al acestei etnii este mai altfel decât restul? Adică merge la școală? Dumneavoastră, spre exemplu, v-ați trimis toți copiii, iar da. Eu o salut pe Isabela și o iubesc pe fetița mulțumesc asta. Frumos, a reușit, a fost eleva colegiului Carol alături de copilul meu, acum este studentă la SNSPA în București, un copil minunat care n-a venit să spună că se mărită de la 13 ani. Da, dumneavoastră, da, n-ați obligat-o? N-am obligat-o, dar vedeți, eu am fost cel care i-am îndrumat pas cu pas să meargă la școală și le-am arătat că în viața asta cel mai presus sau cel mai important este educația copiilor noștri. Corect. Țiganii de vatră sunt un picuț, ca să nu spun foarte mult, avansați față de cei care sunt din neamul căldărarilor. Adică oamenii, majoritatea dintre cei de vatră, așa cum sunt și chizmănarii, și lăutarii, și florarii, care sunt mai integrați, mai în pas cu moda și au reușit să-și ducă copiii la școală. Au înțeles că educația este un lucru extrem de important. Pentru
copiilor pentru, și pentru familiile, pentru familiile lor. Pentru, da? Familie. Aveți de furcă. Ce vă întreabă doamna primar? Cum o conciliați pe doamna primar Lia Olguța Vasilescu? Când sunt probleme, că toată lumea zice, dom'le, și l-a luat pe domnul Tiberiade, dacă doamne ferește, știți că erau problemele mult mediatizate, din fața luncii, cu bătăi, da, cu săbii, cu topoare, aplanați conflictele. Din fericire nu mai sunt astfel de, da, evenimente și nu eu sunt cel care o conciliez pe doamna, doar că o mai informez din când în când cu privire la ceea ce înseamnă viitoarele proiecte pe educație, pe cultură, pentru că eu vreau să fac și m-am implicat foarte mult în ultima perioadă pe tot ceea ce înseamnă proiecte educație și pe cultură. De ce pe cultură? Pentru că vreau să sprijin cu multă seriozitate și cu mult devotament Craiova Capitală Culturală Europeană. Am văzut, da. Noi suntem o minoritate foarte mare în Craiova și în județul Dolj. Cât sunt? Sunt peste 80.000 în județ. Este o cifră neoficială, pentru că știți și dumneavoastră, unii poate sunt, că nu se declară. Unii au certificate de naștere, unii n-au certificate. Da. Și da, unii, chiar dacă au, nu se declară că sunt de etnie română. Nu știu de ce, nu știu care este motivul. Au așa o ușoară. Avem și cazuri de genul ăsta, da, jenă. Avem și astfel de cazuri. Da. Spuneam că nu eu sunt cel care o consiliez pe doamna. Mă rog, important este că se consultă cu dumneavoastră. Se consultă. Am avut foarte multe cazuri când pur și simplu nu s-a știut ce să aplicăm unor familii de etnie romă atunci când au venit la audiențe. Eu am un program de audiențe, are și doamna primar la fel un alt program într-o altă zi de audiențe și sunt cazuri care, din păcate, vin și cer ceva de la primărie, ceea ce nu primăria le rezolva. Și atunci, de foarte, foarte multe ori, a fost nevoie să merg cu ei personal și să îi îndrum. În mod special pentru actele de identitate. Sunt cazuri când sunt îndepărtați de la aplicarea unui formular, așa, cum se face la registru de stare civilă, da? Și atunci am fost nevoiți cu studenții noștri de etnie romă. Aveți și studenți, avem studenți care i-au îndrumat, da, și au și completat acele formulare, care nu este ușor deloc. A, apropo de studenții de etnie romă, știu că aveți un procent, da? Se ocupă? Adică se duc, aveți copii de etnie romă care... Da, există un număr în fiecare an alocat, da, de... societate de, pentru, exact, copii pentru de etnie romă, copii, da? De etnie romă și din păcate nu toți se ocupă. Am făcut și prin intermediul televiziunilor și intermediul televiziunii dumneavoastră, am tot spus că există locuri speciale, i-am îndrumat, am vorbit, păi am fost cu ei acasă. Păi nu, aici mă refer strict la cei care urmau să termine cele 12 clase și aceste informații le tot aplicăm și le punem... Nu știu, în comunitate, mai aveți partidă, ce mai aveți? Eu sunt și președintele Partidei Romilor și avem foarte mulți voluntari care am plecat și plecăm în continuare în comunitate și le aducem tuturor cetățenilor de etnie romă această informație și sunt și mai multe informații. Pentru că cei care reușesc să intre la o facultate au și locuri speciale sau burse speciale date de către REF, Roma Education Fund, de la Budapesta. A, deci ei primești și niște bănuți, nu? Primești și niște bănuți, da. Da, și acest număr de locuri este la toate facultățile din Craiova sau doar anumite facultăți? Numai facultățile de stat, numai la buget. La buget? La buget. Toate? La toate specializările? Da, la toate, da. A, deci există un loc alocat pentru persoanele de etnie romă la aproape toate facultățile toate. Din cadrul universității. Din cadrul universității. Ori și la medicină te pomenești. Da, sunt. Deci sunt alocate sunt, și pentru medicină. Sunt, da. Nu știu anul acesta câte locuri sunt, dar știu că sunt peste 30 de locuri la nivelul întregii, da, comunități, da? Da? Și pentru universitate. Da. Da, probabil, nu știu, eu sunt convinsă că absolut toți cei care termină școală și își doresc, cum a dorit copilul dumneavoastră, să meargă mai departe, vor să meargă la facultate. Eu am rezerve că nu sunt informați. Eu cred că nu știu dacă sunt foarte mulți care să, nu știu, să ajungă până la absolvi cele 12 clase ca să poate să ocupe locul. Să ocupe locul. Credeți că îi rețin cei din familie, nu-i mai lasă? Eu cred că aici este problema și vina în mod special a părinților. A părinților, păi știți că mai vorbim lucrul ăsta. Pentru ei prioritar a fost și este și asta sărăcia. Trebuie să nu ascundem, da, faptul că foarte mulți dintre ei sunt săraci. Păi nu, bursa se primește după ce intri la facultate, da, și nu oricine are această informație.
este și greu de aplicat, însă noi suntem în sprijin. Dar pe dumneavoastră nu v-au certat la discuții, domnule, dar a venit și tu să ne rezolvi nouă problemele nu, și cred. Nu vrei am tu avut să ne duci copiii la educație. Noi ni însurăm, ne mărităm fetele de la 12-13 ani și rezolvăm problemele. Nu, ne confruntăm cu ce spuneți dumneavoastră, cu, repet, cu neamul Căldărailor. Adică ei sunt deci nu puteți care... să-i convingeți, sunt nicio fără. Da, e foarte greu, pentru că ei sunt, își respectă tradiția, o tradiție extrem de ciudată și da? Nu... salutăm niciodată o astfel de inițiativă și anume căsătoria timpurii. Adică sunt cei care își mărită și căsătoresc. Că nu numai Căldărarii au problema asta. La păi, Căldărare este cel mai frecvent. Păi de asta cu munțile, cu Florin Salam și cu Adrian Minune și n-ați văzut câți ani are Mirele și Mireasa? Păi da, dar numai la Căldărare este. Sigur numai la Căldărare? Da, și foarte rar găsiți și la celelalte neamuri. Deci nu să vedeți la țiganii care nu sunt lăutari, nimic, la da? Cei care sunt florari, să-și mărite fetița la 11 ani, la 12 ani. Nu. Nu. Mă rog, ei spun că nu și le mărită, că decât... Nu, la numai la Căldărari, stimați. Deci numai la Căldărari? Bine că mă luminarăți. Deci eu aveam senzația că în etnie nu contează neamul. Deci numai la ei, nu? Numai la ei este... E tradiția lor, este nebunia lor. Da, face lucrurile astea. Inclusiv prin București, prin Timișoara, sunt peste tot în același neam? Da, peste tot. Unde există Căldărari, există regulă. Domnul Tiberiade, nu puteți să plecați din emisiune până nu mă lămuriți pe mine. Și pe mine, cu împăratul și cu prințul și cu împăratul și cei de la ce Sibiu. Să vă lămuriți? Că avem împărați mai mulți, avem regi mai mulți. Așa, prințese și prinți. Nu știu. Dumneavoastră, la care curte regală slujiți? La niciuna, doamnă, că am glumit. Eu, evident. Atâta timp cât în Constituția României nu prevede astfel de titulator, de titulatură, eu și majoritatea țiganilor nu recunosc astfel de titulaturi. Sunt titulaturile lor pe care și-au pus peste noapte, de regi, de împărați, lor sau ce mai sunt ei. Nu recunoaștem. Deci nu recunoașteți, nu e niciodată. Fie de la Sibiu, fie niciodată. De la Cluj, Lugoj niciodată. Și din alte părți, da? Da. Pentru că, ați văzut, la un moment dat li se cere părerea pe posturile naționale de televiziune, se intră în emisiuni direct. Din păcate. Da, sunt băgați în seamă. Probabil că aici e ratingul televiziunilor, nu știu. Este vorba de bani, nu știu. Deci eu personal și foarte mulți țigani nu am fost de acord și mai ales când a fost și acel subiect cu Leo de la Străgaia. Este, deci o rușine, este o rușine și atât pentru noi cât și pentru român, pentru că este grav să spui că... Credeți că acolo e o regie de la cap la coadă? Că eu mă gândesc că mama lui domnul ăsta de la Străhaia, da, mama acestui domn, face circul ăla și tămbălău, pare o femeie în vârstă. Eu personal cred că este un... S-au să manipulați? Este un teatru până la urmă, dar indiferent că este real sau nu, el nu are voie să vorbească despre comunitatea lui sau să arunce cu noroi în comunitatea lui. Credeți că a jigni mai mulți români, da? Prin atitudine. A jigni și pe români, nu numai pe... Adică și pe cine vrea el... Toate fetele de acolo sunt... Și atunci vine o jignire și în... Apropo și de majoritare, știți că eu am mai avut în emisiune la fel un reprezentant din etnia dumneavoastră și îmi povestea de majoritară și nu înțelegeam ce înseamnă majoritară. Se referă la români. Se referă la români, da? Și spunea că au relații extraconjugale cu majoritare. Adică asta era o chestiune de laudă în... în etnie, da? Când vorbești de majoritar, noi ne-am referit întotdeauna la români. La români, da? Da. Bun. Problemele care vi le aduc ei la cunoștință, înțeleg. Vă consultați cu doamna primară, explicați, sunt persoane care nu pot să-și facă buletinele, certificatele de naștere. Cu ce probleme vin ei la dumneavoastră? Majoritatea, știu cu ce vă ocupați? Da, majoritatea problemelor sunt pe locuire. Da. Pe locuire și pe ajutorul minim garantat. Din păcate, păi, nu toți... Că cu taxiurile să și ajutorul minim garantat. Da, avem și astfel de informații, dar nu toate cazurile sunt. Și vedeți, aici se face o confuzie, pentru că sunt foarte mulți care, într-adevăr, sunt foarte săraci, dar și nu sunt ajutați pentru că dau adrese greșite, eronate. Adică atunci când există o comisie... Nu, n-au unde, pur și simplu, n-au unde să stea. Și astăzi locuiește la adresa X, altă dată locuiește la altă adresă și comisia care trebuie să vină, o comisie, este formată o comisie din colegii de la primărie, nu-i găsesc. Sau pur și simplu alții nu întrunesc condițiile cerute de lege.
de stat. Am înțeles. Deci ăștia sunt problemele cu care vin ei la dumneavoastră. Da. Să-i ajutați. Colaborați cu organele de ordine în condițiile în care sunt probleme legate de etnia dumneavoastră, cum furturi, urmăriri general și așa mai departe, fel și fel de probleme care le fac nu numai cei de etnie romă. E nu avem legături cu astfel de cazuri cu urmăriți general și așa. Deci dar pentru ordinea publică, în oraș și în oștia publică. Avem o colaborare cu organele competente, cu poliția locală, cu poliția județeană, cu poliția locală. Bine, la un moment dat e bine cunoscut lucrul acesta, se știe că ei ascultă de un lider, da? Adică în neamurile dumneavoastră, ale etniei, ei trebuie să asculte de cineva, da? Ei mai există astfel de lideri în comunitățile de etnie romă? Bun, nu e împărat, nu e lord, nu e prinț. Dar, nu știu, e un bulibașă? Întotdeauna există într-o comunitate cineva care reprezintă comunitatea. Deci există? Întotdeauna există, chiar dacă el este oficial, cum sunt eu oficial angajat. Mă rog, undeva, la altă discuție. Dar în toate cele... Dar neoficial. De neoficial există în fiecare comunitate câte un lider. Da. Și se sfătuiesc sau pur și simplu nu vor să facă ceva până nu își întreabă liderul. Poartă denumirea de bulibaș. Asta recunoaște titulatura de bulibaș? Nu. Încă o dată trebuie să fac explicație. Bulibaș nu există decât numai la neamul Căldărailor. Numai de la ei provin. Tot la ei se mai ține cont de un bătrân bulibaș. Asta nu e rău că se ține cont. E tot un fel de lider bulibașul respectiv. Bun, dar în celelalte neamuri nu există decât, mă rog, un lider pe care îl ascultă la un moment dat. În neamurile care sunt integrate, cum sunt lăutari, da? Cum sunt florari, așa? Cum sunt oameni și care s-au integrat cu tizmănarii. Neamul de vatră s-a integrat? Da, este integrat, dar au un lider. Au pe cineva care se sfătuiesc, cu care se sfătuiesc, de care ascultă. Știți de ce vădre? Pentru că nu trebuie să ne ascundem după degete. La un moment dat, când sunt probleme, zice, dom'le, te duci în luncă cu X, da? Că ascultă cetățenii de etnie romă de X. În momentul în care ajunge la ei, îi cheamă și le explică despre ce este vorba. Dacă vreți ca să înțelegeți o chestie reală, așa cum am spus și altă dată, de-a lungul timpurilor, partidele politice, ONG-urile, fel și fel de ONG-uri din afară, care vin și cu... că ați fost masă manipulată în fiecare campanie electorală. Eu nu vreau să... Nu vorbesc de dumneavoastră, vorbim în general, la nivel național. Există și această chestiune, dar ei sunt, nu știu ce să mai creadă. Când vine un partid politic și spune, domnule, vă dăm, facem și nu știu ce, când vine o organizație neguvernamentală trimisă de către un partid politic, vă rezolvăm și vă ajutăm, și, din păcate, oamenii sunt confuzi. Păi, spre exemplu, la mine în comunitate și majoritatea comunităților din Craiova au început să creadă pentru că eu tot timpul am ședințe, întâlniri cu ei. Vreau să vă spun că aici am fost foarte mult sprijinit de către Primăria Municipiului Craiova și în special de doamna primar, pentru că e din punctul meu de vedere este pentru prima dată când un primar chiar s-a ținut de cuvânt. În ceea ce privește etnia romă. Și ce mi-a plăcut mie și trebuie să recunosc și să felicit toate inițiativele doamnei primar este că nu a făcut separatism sau nu a făcut o diferență între români și țigani. Deci pentru lumea ei. Unde? La toată lumea, la audiență sau la ce? La tot ce înseamnă proiect. Când a fost vorba de o stradă, a făcut și la români, a făcut și la țigani, când a fost vorba de infrastructură în general. Dar spuneți că sunt străzile Craiovei, nu poate să spună doamna primar aici, eu nu vă spun, că sunt țigani. Eu vă spun în comparație cu alte autorități, cu alți primari, da? Care au fost când nu s-a ținut cont. Adică, spre exemplu, de la fața lungii s-a luat mii de voturi la fiecare 4 ani sau la fiecare campanie electorală, da? Fie că europarlamentar sau prezidențiale sau locale, și nu s-a făcut nimic. Da. Acum să știți că s-a făcut. Și uitați-vă, Craiova este într-un adevărat șantier care, din punctul meu de vedere, în acest an se va finaliza peste 90% din promisiune. Nu știu dacă în acest an, dar la anul, probabil. Da. Că mai avem câteva luni și intrăm în iarnă. Ce să mai sunt 2-3 luni? Am spus că se va finaliza foarte mult la sută din ce a promis doamna primar. Să sperăm că se va finaliza. Iar comunitatea, minoritatea romă, chiar i s-a întins o mână. Adică au fost băgați în seamă. Mm-hmm. Nu s-a ținut cont că ăla e mai negru, că ăla e mai bune sau altul e mai frumos și așa mai departe. Să fie așa și de fiecare dată de câte ori vin politicienii și vă promit câte ceva să se și țină de cuvânt, pentru că până la urmă beneficiarii sunt locuitorii Craiovei. Ei, păi da, sunt locuitorii Craiovei, dar vedeți că și ei s-au săturat.
și s-au săturat. Lăsați, domnul Tiberiade, că, hai că de fiecare dată. Știu, ce mai e cu târgul ăsta de la de pe Caracal? Ce se mai aude? Târgul de pe strada Caracal e un târg foarte mare, acolo vin prost, toți. Foarte mare și prost, da. Nu comentez eu dacă este. Păi, ce eu zic este că este, mizerie, da, într-adevăr, nu este amenajat, dar vedeți dumneavoastră, aici trebuie chiar și mă bucur că mi-a spus întrebarea asta, nu este târgul primăriei. Adică să răspundă primăria de tot ce înseamnă infrastructură în interior. Păi este bun, pentru că este un târg privată. Da, este un târg privat. Dar stați puțin, forma de asociere a fost administrației piețelor, okay, care ține de primărie. Dar ca să pui și să amenajezi acolo, proprietarul trebuie să-și facă datorie. Ce să-și mai facă, domnul Tiberiade? N-ați văzut că nu și-a făcut nimic? Păi nu și-a făcut, bun, asta e altă treabă. Și acum înțeleg că se mută iar târgul. Nu știu, n-am nu informații. Se știe, da? Așa m-au zis și eu. Rămâne de văzut. Important este că sunt foarte mulți cetățeni de etnie romă, români de etnie romă, care sunt, peste, da, exact 90%, care au un loc de muncă, își câștigă existența fără să mai facă alte probleme, tâmpenii. Da. Aici trebuie să ți țină cont că cei care sunt acolo sunt oameni care, poate știți și dumneavoastră că ați mai trecut pe acolo sau toți cetățenii acestui da, oraș, știu, normal. Sunt oameni civilizați, sunt oameni care au înțeles că trebuie să ducă și copiii la școală, foarte mulți dintre ei, și una peste alta este bine. Da, într-adevăr, așa este și mulți dintre ei mă știu de la televizor, dar nu știu de la care televizor. Ba, da. Sunt doamna de la nu știu ce post. Da, sunt ok. Că sunt doamna de la cafea de sâmbătă dimineața. Da. Oricum, mă bucur foarte tare, de fiecare dată am discutat cu dumneavoastră foarte deschis de absolut toate problemele. Ne-ați explicat, ați luminat și ați lămurit toate problemele și asta e etnia până la urmă, cu bune și cu rele, ne place, nu ne place. Dar sunt probleme și de o parte și de alta, și la majoritari și la minoritari. Dar vă rog eu frumos, nu plecați din emisiune, mai lămuriți odată asta cu judecata țigănească, mai e? Judecata țigănească. Fără Căldărarie? Nu. Judecata țigănească este un lucru, cred eu, extrem de benefic pentru comunitățile, absolut pentru toate comunitățile deci de rom. Deci n-a adus... Judecata țigănească, din punctul meu de vedere, mai degrabă aș putea înlocui acest termen cu judecata cu un sfat al bătrânilor. Mm-hmm. Adică ce înseamnă tot un fel de judecată, dar acolo, în afară sunt de... oameni mai înțelepți. În afară de crimă, absolut toate celelalte abateri și se nereguli se rezolvă în comunitate. La crimă nu se bagă nimeni, e vorba de altă lege, da? Se bazează foarte mult bătrânii. Bine, pe orice infracțiune, domnul Tiberiade, că nu se rezolve sfatul bătrânilor partea de furt sau ba de tâlhărie. Dacă se întâmplă în interiorul comunității, adică un țigan tâlhărește pe un alt țigan... Dar nu prea se întâmplă asta? Se mai se face. Se mai și întâmplă, așa, da? Așa se rezolvă păcate, acolo. Se rezolvă acolo. Regula prioritară pentru și lege nescrisă, nu ai voie să mergi la poliție. Indiferent de abaterea care o faci în interiorul comunității. Da. Chiar și dar acel... cine stabilește comunitatea asta? Cine stabilește granițele comunității? Nu știu dacă neapărat granițele comunității. Aici este mai mult de discutat. Fiecare adică toată comunitate... lumea se supune? Da. Sau există și răzvrătiți care sunt ci judecate, nu, domnule? Cei care nu sunt de acord pe verdictul respectiv sau pe sfatul bătrân, să mai arcă au la tribunal, au posibilitatea să mai facă un fel de recurs. Și atunci judecătorii, tot în interior, cu alți judecători, cu alți bătrâni, cu condiția ceilalți din trecut să fie asistenți și să fie întrebați în caz de nevoie. Asta e ca un fel de justiție americană. Da, să știți că nouă ne-au adus multe lucruri bune și benefice pentru comunitățile de rând. Deci asta o recunoașteți. Da, pentru că nu s-a ajuns la alte acte de violență. Pentru că acolo s-a stopat și se ține foarte mult... Vreți să spuneți că verdictele date de acești romi, da? Mai în vârstă, au fost respectate cu îndârjire, deci nu s-au abătut. Au fost și sunt respectate, dar vreau să înțelegeți că bătrânul respectiv nu e neapărat să fie lider sau să fie bătrân. Și eu fac parte din acel grup de judecători, cum ar fi. Da, se aleg probabil oameni care au familii bune, da, care se aleg n-au, după CV-ul lor, da, dacă vreți să înțelegeți mai bine, sau după comportamentul lor în societate, în comunitate. Deci sunteți respectat prin familie, prin copii. Familie, copii, ești integrat, ești plăcut, ești ok în comunitate, atunci te ascultă. Există posibilitatea ca cei care sunt judecători să te aleagă pentru un complet, da. Un fel de stagiatură, cum dacă vreți să înțelegi. Da. Și după prima sau a doua judecată sau
completul respectiv, ci se conferă titlul de judecător. Da. Da, am înțeles. Da. Domnule Tiberiade, vă mulțumesc încă o dată. Trebuie să le spun telespectatorilor noștri, domnul Tiberiade este consilierul doamnei primar pe probleme legate de romi și este tatăl unui copil minunat. O salut pe Isabela Tiberiade. Mulțumesc. Un copil minunat și ceilalți copii probabil nu-i cunosc, dar știu că de fiecare dată ați spus că sunteți foarte mândru de Isabela și probabil și de ceilalți. Sunt mândru pentru Isabela pentru că nu mi-a dat bătăi de cap. Merge singură la școală, se îmbracă și face temele, merge la meditație. Deci n-a fost un copil în care trebuia să-l duc non-stop, să-l aduc, să-l țin de mână. Da, mai aveți așa printre mult. Cei șase, mai am și câte un cel mai mic e mai năzdrăvan, n-aș vrea să mă aud acum. Da? Dar vede exemplele de bună practică din familie și să știți că și exemplele de bună practică din familia mea am fost în alte comunități și le-am arătat că se poate face și altceva. Da, în afară de faptul că sunt și aici trebuie menționat că sunt și alți copii de din Romă, nu numai ai mei, care sunt la facultate, da, sunt la școală și ei sunt familie integrată. Vă așteptăm cu studenți, eu știu, cum data viitoare. Data viitoare vă rog promit să aduceți, aduc, dar cu condiția să vin și cu niște lăutari. Da, deci vă rog eu frumos, întâi facem emisiunea și după aia dansăm și jucăm. E adevărat, portul este unul extraordinar de frumos. Să știți că am avut în emisiune de-a lungul acestor ani. În primul rând am promovat portul, salbele și atitudinea pe care neamurile dumneavoastră sau o parte dintre ei au avut de dat exemplu celorlalți. Vă mulțumesc încă o dată, doamnelor, domnișoarelor și domnilor, alături de mine, Romeo Tiberiade este un cetățean de etnie romă foarte respectat în comunitate, ci și în administrație, este consilierul doamnei primar și este tatăl la 6 copii pe care încearcă să-i educe așa cum trebuie. După scurtă pauză ne revedem cu un alt invitat. Rămâneți alături de noi! Sunt Oana Olaru și vă invit să dezbatem subiectul zilei. Tradiții, obiceiuri, folclor, mituri, amintiri din copilărie, dar și prosperitate. Acestea sunt cuvintele care definesc Oltenia, regiunea în care trăim. Noi credem că avem cu ce să ne mândrim. Eu consider că am schimbat în primul rând fața comunei. Echipa Iubesc Oltenia își propune să arate toate aceste valori care se regăsesc în mediul rural. Știm că și comuna în care locuiți merită să fie cunoscută de oltenii de pretutindeni. Prin finanțare pe programe externe să reușim să facem câteva proiecte care au schimbat, în bine zic eu, fața comunei. Emisiunea Iubesc Oltenia vă ajută să vă faceți vocile auzite și să vă promovați comuna în care locuiți. La 2400 de reclamații primite din luna iulie până acum pe telefonul cetățeanului vis-a-vis de câini. Băieții deștepți în energie sunt de mai multe feluri, așa se zice. Între care cei mai deștepți sunt cei care au investit în energia verde și mai ales în eoliană. Înainte era poluare industrială, acum nu mai avem poluare industrială și în schimb avem poluare auto. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, următorul invitat este de fapt o invitată. Alături de mine este doamna Miara. Bine ați venit, doamna Miara. Bine te-am găsit, Alina. Aveam o discuție, de fapt, ascultam în cască. Colegul meu, Marius, îmi spunea dacă nu putem întâi să mâncăm și după aceea să facem emisiunea. Păi s-ar putea întâmpla să n-avem... Asta e valabil decât pentru mine. S-ar putea întâmpla să n-avem ce mai arăta. Da, 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 așa câte puțin putem. Da, da, da. Ok, ce pregătim, doamna Miara, a venit doamna, vedeți? Alina... Am zis noi că e caniculă, că e vară. Da, că, și acum ne săturăm de ploaie. De ploaie, iar unii și de frig. În fine, la noi e o temperatură, să zic, cât de cât acceptabilă, da.
E destul de mare diferența între ce a fost și ce este, dar asta e vremea. Oricum, ne-au avertizat că se va îndrepta vremea, așa că... Asta este, da. Și acum ne facem calculele și planurile în legătură cu ce o să punem noi prin cămară. Ia să vedem. De la castraveți gogoșar, zacuscă, roșii... Zacuscă am făcut-o. Da. Da, roșii a avut tata. Da. Gem ai făcut? Da, către un singur sortiment. Un singur sortiment e suficient, dar aveam un coleg care avea un cais în curte. Da, așa. Și el veșnic venea cu gem de, gem de caise. Da. Dar măi, dar tu, și măi, nu tot gem este, dacă ăsta e degeaba, eu de ce să mă... Măi, corect, da. Da, bun, așa și noi facem cât un fel. Ce pregătim pentru astăzi? Alina, în primul rând, hai să începem cu un fel de mâncare. Eu zic că, pentru că e așa răcoare afară, să facem niște varză la cuptor, îți place? Da. Așa, niște varză la cuptor cu carne de porc, da? Ok. Bun, nu trebuie să luăm mușchi de porc ca să facem varza la cuptor, deci în general pentru varză trebuie o carne puțin mai grăsuță. Ce plăcere, cunosc, da, așa. Cunosc acest zâmbet. Da. Deci putem... Nu mai ușor cu porcul. Ei, da, odată, de la Crăciun n-am mai mâncat porc până acum, nu? Așa că merge. Așa este, aveți dreptate. Ei, da, nu, că merge și cu pui, merge, nu, cu pește nu merge, cu pui, cu curcan, cu rață. Deci, a, curața, cum da, e mare trând da, asta, da, curața. Da, e mare da. Trând curața, da. Ei, oricum, parcă cea cu porc e cea mai bună varza la cuptor. Și eu, da, și tu. Deci, în general, luăm fleică de porc sau coastă de porc. Da. Dar ne uităm că totuși mai găsim și... Sau rugăm vânzătorul să ne dea o bucată mai puțin grasă. Deci sunt amabile de... Acum s-au civilizat foarte mult și îți dă o bucată cum, cam cum vrei. Cum îți dorești, nu, da? Vorbesc foarte serios. Da, da, da. Păi da. Pentru că sunt foarte mulți producători și da, vânzători da, pe viață. Da, bun. Și, bun, carnea o luăm și... O tăiem bucăți-bucăți, o trecem prin ulei fierbinte și o lăsăm deoparte, da? E, acum varză, trebuie să avem varză acră. Deci, cu o săptămână, două înainte, punem niște varză la acrit, o lingură da, de sa... Da, și varianta. Da. Varianta care o cumpărăm direct acră. Da, dar putem să o acrim, deci o lingură de sare la litru de lichid, varză tăiată bucăți, cât să ne intre nouă într-un borcan cam de 4 litri, așa. Ne e suficient pentru o varză la cuptor, mărar, deci crenguțe de mărar, legăm la gură și în... Deci un litru de apă? O lingură de sare. Atât? Atât. Și acel mărar. Deci atât. Crenguțele alea de mărar e cea mai ușoară formă de a mura varza. Dacă nu, putem să o cumpărăm gata murată. Mă rog, am văzut că și la supermarketuri sunt deja... Da, deja scumpă. Și în piață e foarte scump da. La femeile alea care eu nu... Da, mă rog. Mă rog. Să trecem și, peste asta. Da, să trecem peste asta. Maică-mi Dumnezeu să te spunea că recipientul da. Care e făcut... Da, da, cunosc, nu. Da, cunoașteți. Da, ba. Deci nu. Eu nu. Tu nu. Și, deci, varza o tăiem să fie cât mai fideluță, cât mai subțire, cu un cuțit ascuțit bine, bine. O trecem odată printr-un jet de apă. Și o lăsăm deoparte. Deci carnea am trecut-o prin grăsime încinsă, varza la fel, prin apă și ne ocupăm de un fel de sos, să zic așa. Deci știu de la soacra mea și iese toată lumea, toate prietenele, toți prietenii noștri voiau varză de la... Dumneavoastră. De la minoi, da. Deci două cepe, tăiate fideluță. Da. Le trecem prin grăsime încinsă, soacra mea punea untură. Dar mă rog, noi așa, punem ulei. Ulei. Da, punem ardei. Deci sfatul meu este să punem ardei capia sau gogoșar, dar nu cu coaja aceea. Da, v-am spus, o dăm, nu, o dăm pe răzătoarea mare, coaja rămâne deoparte și rămân șuvițe de ardei roșu, da. Care se pune peste ceapă, după aceea câteva roșii decojite, fără semințe, tocate, le punem tot așa, să se înăbușe bine. Când s-au înăbușit, punem cimbru, punem piper, foaie de dafin. Și începem și punem varza să se înăbușe în acel sos pe foc. Bun. Punem și mărar
Și după aceea punem jumătate de varză, de compoziția asta de varză amestecată, carnea o punem la mijloc și acoperim cu cealaltă de jumătate de varză. Acum, dacă varza nu e suficient de acră, putem să punem puțină zeamă de varză sau puțin sare de lămâie. Și, sau, dacă e acră, puțină apă. Punem deasupra o foaie de copt și o folie de aluminiu și dăm cu ea la cuptor la foc potrivit spre mic, cam 2 ore. Ca să se pătrundă bine carnea și varza. Varza, da. Eu spun că e ceva extraordinar de bun și dacă alături mai punem și o mămăliguță, e foarte bun. Da, iar ca un aperitiv, dacă tot facem mămăliguța, putem să punem niște mămăliguță cu brânză și avem și un aperitiv la... un fel înainte de această varză la cuptor, care e într-adevăr, eu zic că e minunată. E minunată. Bun. Și să profităm că e puțin rece afară, că toată vara n-am putut să mâncăm așa ceva, da, că oricum este o mâncare mai sățioasă, mai grăuță. Dar vă spus, ei puteți să puneți copane de pui deasupra sau piept de pui. Deci, sau rață. E, rața, da. Da, și rața trebuie puțin preparată, da, înainte. Nu putem să o punem, nu, că nu, e, tot așa. E foarte greu. Da, tot așa copanele. În general nu se pune pieptul de rață, se pun copanele, da, de rață și atunci trebuie pregătite înainte să fie cât de cât pătrunse. Și după aceea le punem frumos deasupra și... Nu? Da, așa. Așa. Ai făcut, nu? Da, am făcut, da. Și a ieșit bine. Foarte bine, dar am luat rață din comerț, adică nu a fost o rață foarte... N-a fost o rață foarte rață? Sau nu, n-a fost foarte tăioasă carnea, a fost puțin mai fragedă. Mai fragedă. Bun, atunci numai puțin o trecem prin grăsime încinsă, o punem deasupra și iese foarte bine. Bun, și ca să fim și mai veseli, putem să facem o prăjitură. Da. Asta e o... Se numesc prăjituri răsturnate, știi? De fapt e cu sus în jos. Cu sus în jos, zic așa, exact, da. Exact, așa. Cum suntem și noi câteodată. Deci practic era invers. Era invers, da. Bun. Deci avem cu vișine am făcut-o, bineînțeles, din congelator. Vă sfătuiesc să mai puneți câte ceva prin congelator, că prinde bine. Asta nu-mi era, dar vedeți că tot spunea asta un moment, dacă trebuie să punem nu știu ce praf de biscuiți ca să nu se ducă fructele, uitați, putem face invers, adică răsturna invers. Păi, da, și acum are praf de biscuite. Da. Deci ne trebuie cam 200 de grame de biscuiți și cam 100 de grame de unt. Biscuiții sfărâmați bine, bine. Deci punem într-o pungă cu sucitor, cu bătătorul de șnițele, frământăm, fărâmițăm foarte bine biscuiții, nu chiar praf, dar frământați bine. Și suta aceea de grame de unt o frământăm în acest praf de biscuite. Avem forma de tort, o foaie de copt, presăm foarte bine această compoziție și o dăm la frigider. Și ne ocupăm de compoziția de vișinele. Și alte fructe se pot pune. Se pot pune mere, piersice, acum se pot pune. Deci nu e numai cu vișine, dar mie mi se pare cu vișine că e foarte bun, foarte potrivită, da. Da. Bun. Vișinile, dacă le scoateți din frigider, sigur trebuie puse într-o sită ca să se scurgă, că ele fiind congelate, mai lasă puțină zeamă. Înțeles. Și ne ocupăm de aluat. Compoziția e foarte simplă, o compoziție de pan dișpan, din 4 ouă mari, 4 ouă să fie mari, da, sau 5 mai mici, și ne trebuie cam 7 linguri de făină, un praf de copt, da, coajă rasă de lămâie și jumate de zeama de la lămâie, esență de rom și vanilie. Deci separăm gălbenușurile de albușuri. Merge foarte bine cu mixerul imediat. Da. Întâi batem albușurile cu câteva picături de zeamă de lămâie. Da. Foarte, foarte tare. Știu că tot timpul ne spuneți asta. Da, asta iese, imediat se fac. În 5 minute le-ai făcut zăpadă. Da? După aceea punem mixerul. Vă rog, eu n-am de zăpadă. Zăpezile de altă dată. Da, da, da. O să vină și asta. Okay. Bun. Și gălbenușurile în care punem 4-5 linguri, depinde câte o punem de zahăr și coajă rasă de lămâie și zahăr vanilat și cu mixerul batem să fie ca o cremă. În momentul acela punem făina în care am pus un praf de copt. Făina trebuie cernută întotdeauna. Și amestecăm ușor cu câteva linguri de albuș. Deci cam un sfert din albușul bătut îl amestecăm odată cu făina și punem, bineînțeles, și esență de rom.
când s-a amestecat totul bine, punem și partea. Deci aici nu trebuie să avem mare grijă, nu cu mixerul. Deja albușurile când le punem, trebuie să facem cu o paletă sau o lingură de lapte. Da, normal. Bun. După aceea punem restul de albușuri. De data aceasta trebuie să avem grijă să punem, să facem foarte ușor compoziția, să o amestecăm, să nu sfărâmăm albușurile. Bun. Deci avem forma de tort din frigider, o scoatem, punem vișinile, deasupra presărăm zahăr și puțină scorțișoară, zahăr vanilat, punem un praf de pesmet de biscuit care ne-a rămas și, bine arată. Și compoziția deasupra. Cuptorul să fie încălzit, să nu spun, la 180. Da, la 180, de ce să nu spun? Bun, și da? Punem prăjitura și o lăsăm până se rumenește și cu un pai. Când rămâne curat. Trebuie să le spun telespectatorilor că doamna Miara și-a schimbat tot frontul de lucru. Da. Este impecabil. Da. Și, bun, Alina, și asta este tot. După aceea lăsăm să se răcească, o răsturnăm. Deci punem un platou și o punem pe partea altă în așa fel încât blatul cu vișine să fie deasupra. Deci invers. Invers. Da, s-a văzut. Și când s-a răcit... Ideea este genială. Când s-a răcit, punem zahăr pudră vanilat, uh-huh. Pentru că zahărul pudră vanilat se pretează bine la prăjiturile cu fructe. Cu fructe, corect. Da. Bun. Dar putem face și cu mere și cu mere, mi-aș dori. Facem și cu mere, da? Nu, nicio problemă. Facem și însă, cu mere, știți că... Însă vreau să vă spun, facem cu mere, facem cu pere, facem cu piersici. E, toate acestea trebuie un pic pregătite înainte. Dar nu trebuie să facem ceva cu niște gutui, că tot vine perioada. Da, să apară gutuile, încă da. N-am văzut. Da, da, avem în gutui două gutui, una a căzut, dar una stă de poză. Da, da, fă-i poză cât mai curând. Da, da, mă duc să fie fac poză, da, corect. Alina, gutui sunt niște pomi fructiferi foarte sensibili. Da, știi, dar foarte... știți când am văzut așa două gutui? M-am bucurat foarte tare. Noi când am avut curtea, am avut doi gutui în curte, care nu țineau decât fiecare câte două gutui, atât de mari. Atât, nu? Atât. Dar dintr-o gutuie făceai un kilogram de dulceață. Deci, atât vedeți? Erau de mari. Erau foarte mari, da. Dar, bine, ne-aute. Asta da. Nu ne mai amintim da. Că au fost... O durere, probabil. Absolut. Da. În 62. Rastun și frezat tot. Da. Din păcate. Ei, asta mă rog. E. Astea au fost timpurile. Bun, deci Alina zice că dacă facem varza aceea la cuptor, dacă înainte de a mânca varza punem și o mămăliguță cu brânză, mie îmi place tare da, mult. Da, da. Mie nu place cu brânză, dar... Da, cu ce? Cu smântână? Cu smântână, da. Păi dar da. Nu știu dacă merge după aia cu varză. Da. Cam complicat. Cam dar, complicat, dar renunți. Nu trebuie. Dar puteți faceți o pauză mai mare între mămăliga cu brânză și smântână da, și varza da, care da, o putem mânca mai da. Târziu. Și prăjiturica... Și această tartă care arată da. Foarte, foarte bine și e foarte bună și... pentru a arăta foarte bine, invers, da? Da. Așa cum o răsturnați din, din recipientul da. În care ați făcut-o, automat arată foarte, foarte bine. Doamna Miara, mulțumesc frumos, pregătim pentru data viitoare castraveciorii, da, gogoșarii, păi am dat rețeta murăturile asortate. Da, da, n-a ieșit încă conopida, Alina. Deci, multă lume să știe că mi-au spus, m-au oprit în piață da. Și au spus că or să încerce... Rețeta care? De gogoșar și de castraveciori. Și de castraveciori, da. Spune, doamnă, păi puneam un borcan de 3 litri și păi da, și îl desfaci odată și la bloc, mai ales la bloc. Unde îl ții, da. Unde îl ții restul? Așa, măcar în frigider, e altceva dacă da, îl desfaci. Da, dacă desfaci unul de 800 sau de un 700 sau da, oricum mai micuț, poți să-l ții în frigider. Dar îl ții în frigider? Dacă ai unul, nu, da. Nu se poate, e foarte greu. E foarte greu. Sau balcon, mai ales dacă n-ai balcon acoperit sau n-ai box, sau n-ai o pivniță destul de complicat. Că trebuie să faci lucrurile în așa fel încât să fii sigur că te poți folosi de ele, ca altfel. Da. Doamna Miara, mulțumim foarte cu mare mult. Plăcere, să mâncăm așa. Acum trebuie să văd să gătesc, să mă duc mâncarea pe tren, știți, ca dacă trebuie să mă duc la București. Da, trebuie să-ți iei, cum se numește, oladă frigorifică. Oladă frigorifică, da, da. Să mă duc la copilul meu cu bagajel, vă dați da, seama. Dar știi că poți, Alina, deci am mai avut situații să discut cu persoane și luau legătura cu conducătorii de tren. Haide, doamna Miara. Vorbesc foarte serios, sunt foarte amabil, sunt și foarte... Și dăm mâncărița și așteaptă că bine cu gara da, da, mâncărica. Da, da, da. Da, mă rog, deci... cu gătită, dar dacă o să-și dorească foarte tare ceva, o să-i fac și să-i trimit cu trenul. O să vă vedeți în tren cu merindele pentru copil. Da. Mulțumesc foarte mult, doamna Miara. Cu mare plăcere, dăm rețete să...
Să-i placă copilului. Sigur că da. Șnițele. Șnițele, da. Nu prea îi plac. Puțin acum. Mănâncă, încearcă să mănânce foarte sănătos, fără cartofi, fără brăjel. Păi asta o să fie foarte complicat. Foarte complicat. Mulțumesc foarte mult, doamna Miara. Cu mare plăcere, Alina. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, mulțumesc și dumneavoastră. Sunt convinsă că și de această dată ați fost alături de noi. Ne vedem sâmbătă viitoare pe postul Alege TV. Nu uitați cafeaua de sâmbătă dimineața, like și share. Nu uitați că de fiecare dată suntem alături de dumneavoastră pentru dumneavoastră. Mulțumim Jones, mulțumim Flor Mang, mulțumim Florăria Iris, mulțumesc colegilor mei de Regia Tehnică pentru că au asigurat această emisie minunată. Mulțumesc încă o dată, doamna Miara. Cu mare plăcere. Aveți parte de weekend plăcut alături de cei dragi și la mulți ani celor care sărbătoresc ziua de naștere. Vizionare plăcută alături de Alege TV.